Sunt Ion Moldovan și mă bucur să fim din nou împreună și în acest sfârșit de săptămână, iată, la o nouă ediție a emisiunii Taifas Matinal, o emisiune pe care Alba Carolina vă propune sâmbătă și duminica în reluare și apoi și peste săptămână în reluare o dată sau de două ori. Vă propune ca să fiți bine dispuși, ca să... ce am zis ceva rău? Nu. M-am speriat. Adică sărutau toți la mine așa. Vă propune ca să fiți bine dispuși la sfârșit de săptămână, ca să fiți să aveți un sfârșit de săptămână agreabil și cât mai plăcut cu putință. Și astăzi am invitat oameni interesanți, oameni pe care chiar vă recomandăm să-i primiți în casele dumneavoastră prin intermediul emisiunii noastre și de la care fără îndoială veți afla lucruri interesante. Astăzi este și un moment ceva mai special, pentru că pe un tronson orar al emisiunii noastre vom aduce un omagiu maestrului Radu Beligan. Știți foarte bine, mulți dintre noastre, a plecat dintre noi și ne-am gândit că este bine să-l omagiem, să-i aducem un omagiu, să vorbim despre personalitatea lui artistică, despre ceea ce a însemnat Radu Beligan pentru Teatrul Românesc, pentru cultura națională, cu atât mai mult cu cât în multe rânduri Radu Beligan a fost prezent și la Alba Iulia și în alte orașe din județul nostru și din Artea, fără îndoială, acolo unde postul nostru pe televiziune se recepționa. Vom avea un invitat din branșă, să spun așa, pe domnul Ionii Munteanu, fost director de teatru. Vom intra în legătură cu câțiva mari actori al Teatrului Național care l-au cunoscut, care au jucat cu Radu Beligan, viață s-a intersectat cu cea a maestrului Radu Beligan. Acesta este un moment al emisiunii noastre. Ne vom întâlni cu un folkist, un interpret de folk. Îți mai aduce aminte de folk? Da, ascult, ascult. Liviu este lângă mine, bună dimineața. Bună dimineața. Ne vom întâlni cu Daniel Avram ceva mai spre finalul emisiunii noastre. Ne vom întâlni cu doamna profesoară Elena Ina, despre care probabil că nu o să vorbim despre școală, o să vorbim despre școală în vacanță, despre lucruri estivale, despre lucruri care sper să vă facă plăcere să auziți vorbindu-se. Andrei Hancheș o să fie și el prezent în emisiunea noastră cu un nou episod din lumea celor care nu cuvântă. Apoi Liviu este prezent lângă mine și în câteva minute vom demara rubrica pe care noi am intitulat-o Calendar. Acum vedeți pe ecranele dumneavoastră un fel de miră. Este o strategie, o stratagemă ca să îmi mai pună mie două, trei fire pe aici, pentru că se pare că nu se aude foarte bine ce spun. Dar dacă o lăsați așa, era foarte bine, că la urmă, în emisiunile în direct, totul este posibil, dacă ați vedea cum mă îmbrățișează acum o colegă de-a mea ca să-mi pună... Poți să vorbesc eu, nu, mă fac că vorbesc și vorbești tu, facem un playback. În emisiunile în direct, sigur că totul este posibil și poate să intervină orice și atunci chiar... putem să facem micile mișcări din mers. O să mai fie multe lucruri în emisiunea noastră astăzi, multe momente, o să vorbim despre ele la timpul potrivit. Să reiau sumarul? Nu. O să-l vedeți pe parcursul emisiunii noastre. Da, era o greșeală. Acum, ca să scot castanele cu mâna mea din foc, vă spun,
dacă n-ați auzit foarte bine sau nu știu, cu intermitențe sau cu brituri și cu crituri, ce am spus în intro-ul emisiunii, mie mi se datorează acest defect de transmisie, pentru că m-am dat și eu mare și am zis nu pun eu toate microfoane, nu pun eu toate, bineînțeles că am spus invers și de aia toată lumea în momentul în care am început să uita la mine uimit, pentru că ei auzeau în cască ce nu trebuiau să audă, adică mesaje dulci, amicale, agreabile din regie. De ce l-ați lăsat? Dar știți că are probleme cu tehnica, nu trebuia să-l lăsați pe el. Da, lucrurile sunt rezolvate acum, regia, mersi mult. Sunt rezolvate acum, până dimineața, Liviu, încă o dată, dacă n-ai, tu ai auzit că erai aproape de mine. Da, am auzit. 23, da, să spunem despre vreme. Acum vreau să spun. Da, despre vreme, vremea astăzi, meteorologii spun că va fi în general frumoasă, sunt aproape excluse ploile în regiunea de Ardeal în care suntem noi. Posibil, așa, mici, cum se cheamă așa, o rafală, dar nu tornadă, mersi de urare, ceva așa ușor, dar nu o să fie, probabil că nu o să fie cazul, temperaturi nu foarte ridicate ca în alte părți ale țării, până în jur de 29-30 de grade, suportabil. Șanse de ploaie nu, iarba verde vă așteaptă. Iarba verde de acasă. Iarba verde de acasă, gârlele vă așteaptă. Atenție să nu lăsați gunoaie pe unde mergeți și tot o să fie regulă. 23 iulie. Ți-ai făcut temele? Nu mi-am făcut temele, deși am aici o documentare destul de, dar am fost mai ocupat cu activitatea și viața maestrului Pelican. Nu ai acolo cu 23 nimic? Am cu 23, cum să nu am? Bun. Am o mulțime aici. Ia să vă dau. 1601, Mihai Viteazu dictează memoriul către marele duce al Toscanei Fernando I-ul de Medici, păstrat numai în traducere, prima autobiografie din literatura română, așa se spune. Ce interesant. În 23 iulie 1601, Mihai Viteazu realiza această autobiografie cu numai, dacă nu mă înșel eu, 17 zile înainte de moartea sa. Pentru că 17 zile mai târziu, pe 9 august, a fost asasinat lângă Turda. Iată că cu 17 zile înainte realiza prima astfel de lucrare. Da, o autobiografie din literatura română, da. Mă rog. O viață interesantă, oricum legată, bineînțeles, și de Alba Iulia și de momentul în care a stăpânit de aici, de la Alba Iulia, cele trei principate, cele trei țări românești, Țara Românească, Transilvania și Moldova. Acum o biografie, cum să spun, reală a domnitorului există, pentru că noi până la Revoluție era cel drept, cel mare, cel viteaz. După Revoluție au apărut tot felul cu mercenari, cu aia, cu alta. Au circulat. Da. Și atunci, cea oficială care este? Cel mare, cel drept, cel viteaz? Sau da, este mai Mihai și Viteazul, cu... nu. Este de-a lungul istoriei, Mihai Viteazul a fost perceput, mai ales după apariția cărții lui Nicolae Bălcescu, Românii sub Mihai Viteazul, da, drept un model de urmat pentru a realiza țelul românilor, unirea țărilor românești. Iar modelul ăsta a stat, să știi, la baza multora dintre liderii politici români, adevărații lideri politici români, lucru pentru care s-a realizat aici la Alba Iulia, la 1 decembrie 1918, Marea Unire. Ai făcut o precizare bună, adevărat, lideri politici români, pentru că, din păcate, clasa politică... Urmează să te desfășori acum. Dar nu e vorba de asta, nu mă desfășor, nu fac un scop în sine de a... Dar știe toată lumea despre ce clasă politică. Știe toată lumea, dar oamenilor trebuie... Memoria este destul de scurtă uneori și pe anumite domenii sau segmente și atunci ce să le spunem oamenilor noștri, ceea ce văd toată ziua cu ochii lor, adică să conturăm, vorba emisiunii, portrete conturate, pentru că vedem ce clasă de politicieni jambași
ne conduc astăzi. Evident, facem precizarea necesară pentru orice eventualitate. Sigur, nu generalizăm, nu toți sunt, dar cei care sunt cât de cât în limitele a ceea ce ar trebui să fie un om politic, sunt extrem de puțini în țara noastră. Sunt în rest, guriști, lăudăroși, fanfaroni, trompetiști, nu știu, impostori, într-un cuvânt, care profită ordinar de credulitatea cetățeanului, care, mă rog, poartă și el vina, pentru că vedeam zilele astea pe unul de la Suceava, care cu niște poze puse pe internet, cu drujba, cu... Da, nu, dar poate cele mai bune cazuri sunt cei penali care au fost aleși într-un procent extrem de mare. Când tu, om politic și om din administrație, te pozezi cu drujba, urmează o expresie care ar putea să vă afecteze emoțional, simulând că îl tai pe un om, că tai un om cu drujba și le pui pe cercevea să te vază cine o pofti. Păi, asta e tragic. Și cel mai tragic, știi ce este? Este că astfel de oameni candidează și dramatic, cumplit, este că astfel de oameni sunt și aleși. Deci, despre asta vorbim. Deci, panoramele astea sunt și alese. Și merg în primării, merg în parlament, merg în guverne, merg... Pentru că îi vedem cum se manifestă. Păi nu vă supărați. Când tu, păi om normal, întreg la minte, te poți numi, când te pozezi cu drujba că îl tai pe unul, păi nu te supăra. Aia nici de chestie de... Să nu zic vorba aia. Bun. Cu referendumul revin mai târziu. Cu referendumul pentru... Că acum am înțeles că vor să facă, nu știu, 500 ceva de parlamentari sau 400 ceva de parlamentari, dar, stimați-le spectatori, iubiți concetățeni. Mai târziu vorba, nu, spun acum ce nu-i minciună. Nu uitați, noi am fost invitați la un referendum să ne exprimăm voința populară, suverană, vox populi, vox dei, adică vocea poporului, vocea lui Dumnezeu. Am fost chemați să ne exprimăm opinia, dorința, doleanța în legătură cu Parlamentul României. Și am fost întrebați, vreți două camere sau una? Ne-am zis una. Vreți 700 de parlamentari sau vreți ușor sub 300? Vrem ușor sub 300, ca să fim egale americanilor, că ăia la un număr de, așa, noi avem sigur dublu numărul de parlamentari raportat populația țării față de alte țări care până una alta au făcut istoria planetei. Așa, noi am zis da, ne-am dus, am votat, s-au dat rezultatele referendumului, rezultatele referendumului mi-au fost nu omologate, au fost spuneți-mi termenul care, nu? Anual, validate de Curtea Constituțională. Prin urmare, în toamnă, când vor fi alegerile parlamentare, în conformitate cu validarea Curții Constituționale a referendumului pe care noi l-am ștampilat sau la care noi am participat, va trebui să avem o cameră cu nici 300 de parlamentari. Acum încep aburelile. O să fie sub 400, o să fie, ca să ducă preșul. Națiune, fi deșteaptă. Vorba de Iancu. Și noi dormim, domnule. Fiți deștepți, pentru că dacă mai mergem cu două camere și mai mergem cu ăla, înseamnă că, v-am spus, în scorburi, în peșteri, în crăpăturile pământului, nu știu, în vârful muntelui, dar nu la muntele Găina de petrecere, așa, ca să nu mai știe nimeni de noi, pentru că atunci chiar ne merităm soarta. Deci foarte mare atenție, că o să înceapă acum cu abureala, că o să așa, că laie, că bălaie, că nu știu cum, că ăia tineri, că aducem de a noi, că ne reîmprospătăm, că ne parfumăm, că tot ăia sunt. Stați liniștiți, tot ăia și de la Alba și de la Cluj, de la Buzău, tot ăia sunt. Tot ăia. Mai bagă câte unul pe aici, pe acolo, dar tot de-a lor sunt. Adică tot ăia care ne-au dus cu preșul 25 de ani. De n-avem, anul ăsta nici măcar un centimetru de autostradă n-au dat. Un centimetru de autostradă n-au dat. Adică înțelegi ce vorbim. Bun. Revenim, știți de ce revenim? Pentru că ne sunteți dragi, pentru că noi pentru dumneavoastră lucrăm, pentru că ceea ce facem noi aici este strict în interesul noastră. Informațional, educațional,
nu știu, cetățenesc, tot ce vreți, pentru dumneavoastră. Și de-aia, de-aia vă aducem aminte, sau eu vă aduc aminte, fără îndoială că și alți colegi în alte emisiuni, că cei care dictează sau ar trebui să dicteze în țară suntem noi. Eu, Liviu, Gabi, Au, Beu, Ceu, cei care vin aici și ori toți cei care ne priviți și toți cei care nu ne priviți. Deci noi suntem stăpâni. Bun, cu mergem asta departe. Am încheiat calendarul, altceva, da. Hai să trecem repede. Nu, serios, nu, Liviu, nu. Adică eu chiar, nu serios și vă văd și pe voi, care sunteți elite ale culturii, nu? Bă, ce o să fie? Pentru că dacă voi nu dați exemplu, dacă voi nu luați atitudine, nu, serios, omul care nu instruit... Nu pot să spun în direct ce gândesc. Păi, ba să spun în direct ce gândești, deci să nu spun direct ce gândești. Spun în pauză. Hai să vedem următorul eveniment. Bine, și eu vă spun după pauză ce gândește el. Nu cred că o să spui. Următorul eveniment? Nu știu, păi nu sunt titular de rubrică. Nu, păi... A fost inventată mașina de scris. Mai este până acolo. 1612. Este un eveniment legat de Moldova, de unul din domnii Moldovei, cu o domnie extrem de scurtă, Constantin Movilă, uh-huh, care a fost învins de tătari. Interesant soarta, avea 16-17 ani, după ce a fost învins de tătari, a fost luat prizonier și dus spre zona unde locuiau tătarii, dar când a trecut Nistru s-a necat. Este, iată, iarăși un eveniment din... A fost sinucidere? Nu forțată. Acum așa se spune. Nu, chiar s-a necat. A fost sinucidere, da, nu accident. Chiar s-a necat. Stau și mă gândesc la campaniile tătarilor în Moldova mai ales și miile de robi pe care îi luau și transportau, îi duceau spre zonele lor și mă gândesc dacă acest domnitor s-a anecat în Istru, câți dintre robii luați de tătari nu s-au... Cine mai știe? Da, uite că este un subiect interesant. Știu, da. Bun, de mașina de scris, ce ziceai? Că în 1829... A fost inventat, să mă rog, s-a ieșit prima mașină de William scris. William Barth este cel care... Interesant că el a brevetat această mașină de scris, dar prima lui mașină de scris era mai înceată decât scrisul cu mâna. Deci dacă scrieai de mână, scrieai mai repede decât mașina de scris. Era să că mai văzut și eu care bat la calculator și bine, dacă scrie cu mâna ar... Da. Dar de-abia ceva mai târziu, tot William Barth a reușit să mai adauge la mașinile respective niște chestii, mm-hmm, și a echilibrat. Adică era cam la fel. Scrieai cu mâna sau băteai la mașina William Barth, era cam tot una. Da, uite. Și acum? Acum îți dai seama. Uite, chiar n-am făcut niciun experiment, niciun de la să văd, eu scriu mai uite la calculator decât a scrie cu mâna. Chiar nu știu. Deși dacă vrei, săptămâna viitoare. Nu sunt... De asta ce înseamnă că tu să-mi dictezi un text și eu să-l bat așa, să-mi dictez același text și eu să-l scriu cu mâna. Evident că aș scrie mai repede cu mâna. Bine, dar aici, vezi, vorbim despre o mașină de scris și profesioniștii care scriu la mașini, care scriu foarte, foarte repede, sunt cursuri speciale. Și interesant că tipul, deși a încercat să comercializeze mașinile de scris, n-a vândut nicio mașină de scris. Ce l-a scos la vânzare, dar n-a vândut niciuna. O să gătește, aspiră, gătește ceva de scris, nu avem mânuță, mersi. Da. Un alt eveniment, în 1859, apărea la București prima publicație a Armatei Române, motiv pentru care astăzi, 23 iulie... Este ziua presei Armatei Române. Tocmai în... La mulți ani și numai bine colegilor noștri care lucrează în presa Armatei Române. Poate ne citești tu cum se chema ziarul respectiv în 1859. În 1859, dar nu trebuie să citești și pe din afară, mă jignesc. Se chema Observatorul Militar, Diariu Politicu și Scientificu. Nu știu cum se spune, Scientificu. În traducere n-aș putea să vă spun, Observatorul Militar, Diariu de la Dias. Nu, habar n-am. Politicu e clar și Scientificu... Mersi. Științificu. Da. Diariu ăla ce-o fi însemnând? Poate mă fac de râs acum întrebând Diariu. E un arhaism. Da. Mă uit la colega mea care este enciclopedia la purtător
și acum în memorie își caută explicația. Da, și vezi, deci mă repet, ziua publicației, astăzi ziua în România este, cum spuneai și tu, ziua publicațiilor militară. Da. Da. Câte ori mai fi și asta? Nu mai știu, Pro Patrie. Înainte... Pro Patria era la televizor. Nu, nu. Da, era, presă militară se cheamă. Era, așa. Nu, era înainte de 90. Era Pentru Patrie. Pentru Patrie. Acel, o emisiune de duminică. Și nu, și la... era revista. Era. A, da, era Pentru Patria, era aia alora, știu. Așa, și unde mai găseai de o crimă, de un viu, exact. Care nu se puneau în România, da. Liberă. Și că citea, era foarte de, nu, se găsea foarte, de găsea era la instituții, era căutată. Nu găseai la chioșc, nu evident găseai, că nu erau la instituții, anumite instituții în care... Da. Da. Un alt eveniment, în 1881, la Liege, Belgia, se înființează Federația Internațională de Gimnastică, e prima... prima federație sportivă înființată în lume. Deci, de-abia în 1881 apare prima federație sportivă din lume, că tot se apropie Jocurile Olimpice, că tot cred că avem cea mai mică delegație participantă, așa, și cred că o să fie în premieră, nu știu ce, dacă vom lua anul acesta vă medalie de aur, chiar mă gândeam. La ce să mai iei? Da, după ce au eliminat cei de la Caia, da, Canoe, da. Au prins dopați tot lotul. Grața în gură, da. Da, nu știu. Acum, gimnastica nu știu iarăși. Poate că să mă atrag. Da, te rog. Ai văzut la gimnastică? Da, avem, o să mă atrag probabil, în sfârșit, antipatii. Dar vreau săptămâna trecută cu inspectorul general adjunct. Cei care au luat 100% bacalaureatul au fost cei de la liceu militar în județul Alba și școala confesională Sfântul Iosif, de la Franciscan. Rigoare. Și am zis, întâmplător, nu. Și am văzut, dom'le, unde este disciplină, unde este omul, știe de ce se duce, știe ce are de făcut, știe că trebuie să încadreze în niște rigori pe care le impune o anume viață. Evident că este. Eu sunt și ușor, adică nu mai sunt ușor, nu mă mai supăr, mă mir doar acum, le și spuneam prietenilor, nu mă mai supăr pe nimeni, mă mir de atitudini și de... Este o fostă gimnastă care se spune acum după atâția ani că o bătea, că o chinuia, că o nu știu ce, acum probabil că la juc nu o punea. Acum, fără disciplină, fără ordine, acum, uite-te la rezultatele alor noștri. Gândește că România era gloria gimnasticii mondiale an de la Nadia Comăneci până mai acum 10-15 ani. Nu? Cum crezi că să obțin rezultatele astea? Cu fetelor, la club, băieți, la popice, dormiți cât vreți, culați-vă când vreți, mâncați cât vreți și ce vreți. Nu se poate. Deci fără rigoare nu se poate. Sigur că pot să fie excese, sigur că pot să... Dar eu cred că și mari maestri. Da, dar e un subiect destul de... Da, adică cum să spun, de dragul senzației faci orice. Nu, și când nu mai ești în lumina reflectoarelor, hai să mi-aduc aminte că fugea socrul meu cu cuțitul după mine. O mare cântăreață de muzică populară acum face, se spunea cu 40 de ani cum o fugărea socul. Vorbeam de ruși. Îți dai seama dacă ar apărea în spațiu ex-sovietic la ruși amintiri legate de modul în care au fost antrenați gimnaștii sau ceilalți sportivi. Sau la chinezi. Sau la chinezi, ceea ce se întâmplă zilele astea. Nu, acum performanța... Este un spot publicitar, nu știu dacă publicitar, da. În care un antrenor chinez îl dă ăla și ăla de telefon, nu mai pot, mamă, nu mai poți, mamă, poți. Caracterul, sau... știi? Deci nu se poate, adică cum să-ți spun, cu libertinism, și cu, nu se face, nu. Deci când e serios, e serios, când ești temenic, ești temenic. Performanța impune rigurozitate, impune sacrificiu, impune uneori chiar și umilință. Sigur, și asta trebuie să stea niște bareme, nu, sau cum să le spun. Dar nu cred că au fost. Ba, acum știi, când oamenii nu mai sunt, când ăla, mi-aduc și eu aminte că într-o altă televiziune, nu, ăia mi-au zis mie, vai ce prost ești. Și eu vin și spun cât am fost eu de afectat psihic și personalitatea mea cât a fost de afectată, pentru că un producător sau un regizor îmi spunea nu știu ce.
Nu. Deci vrei performanță, ține rigurozitate, ține disciplină, ține de toate alea. Și le obții fără îndoială. Merge mai departe. 23 iulie. Da. Ce s-a 1914, un eveniment important pentru omenire. Este vorba de un ultimatum adresat de Imperiul Austro-Ungar Serbiei ca urmare a asasinării arhiducelui Franz Ferdinand la Sarajevo. Uh-huh. Pe 28 iunie a fost asasinarea la Sarajevo. Prin acest ultimatum refuzat de Serbia, normal, se deschidea calea primului război mondial, pentru că câteva zile mai târziu, pe 28 iulie, Austro-Ungaria ataca Serbia, urma riposta Germaniei, Franței și așa, într-un carusel nebun, toate statele acestea din Europa au intrat în război, declanșând ceea ce avea să fie primul război mondial. Cumplit moment din istoria omenirii, da, ca orice mare, da, mare sau mică mare sau mic conflict. Conflict, da. Ca să zic, când se pierd vieți. Am văzut și la München ieri iarăși o tragedie. Iarăși. Nu. Da. Poate o să povestim altă dată despre... Da, e trist, vezi, face parte din noi și de-aia îți spun că nu trebuie să ne fie indiferent ce se întâmplă cu noi. Voi, foarte departe, foarte... Așa de departe. Ca să vezi iară senzația la televiziuni, până am plecat de acasă, am dat, era un canal, pe un canal de știri și acum din München o româncă ne spune ce s-a întâmplat la numai 5 km de casa ei. Deci, adică trebuie să ieșim și noi în primul rând, că și noi am fost la 5 km de stația de metrou și, mă rog, este... Un alt eveniment, în 1942, un poet bulgar, lider comunist, Nicola Vatsarov, este executat, chiar apropo de evenimentul de astăzi de Nicola Vatsarov, este un institut al marinei din Bulgaria care poartă numele și nu înțelegeam, nu știam ce, a cui numele, pentru că am descoperit și eu. Marele poet bulgar. Da, el era marinar, avea 29 de ani când l-au executat în perioada hitleristă a regimului din Bulgaria. În 1952, ultimul rege egiptean, Farauk, este silit să abdice în urma unui lovituri de stat militare, apropo despre... Turcia, vecină și prietenă. Da, și care e foarte aproape de noi. Da. Da? În 1959 vizita Statele Unite primul președinte american după apariția comunismului în Statele Unite, vorba de Richard Nixon. Era un vizita Statele Unite primul președinte american? Pardon, vizita URSS-ul. Mă gândeam la primul președinte american care vizita URSS-ul, bine am spus, și de instaurarea comunismului în Statele Unite, în Rusia. E vorba despre o vizită interesantă și despre o personalitate, într-adevăr, puțin, să zicem, controversată. Din... Da, și cu scandalurile alea și cu... Da, mă rog. Da? Iar, uite, ăla știrea... să fie cel mai rău din lume. Pe final, uite, știrea asta o să-ți placă, din 1984, Vanessa Williams. Da, lasă Miss America, renunță la coroană, care era... Așa, eram sigur că... Simbolul, dar cum să dacă e vorba de Vanessa Williams, eu sunt fan, am toate albumele ei. Asta cântă sau ce face? Este actriță. Și actriță, da, așa. Actriță. Deci am toate albumele, toate filmele ei le-am. De renunță ce? Pentru că au văzut-o în revista Săteanca cu ea dată nițel pe mai jos de umăr. A fost silită să renunțe la coroana de Miss. A fost prima afro-americană care a câștigat acest titlu. Eu chiar nu știu, sincer. În America. O știi, Gabi? O știi, că ai văzut o filmă. Sunt foarte selectiv în materie de filme, te rog să mă crezi. Chiar foarte selectiv. Da? Nu, de filme. Nu. Mă uit cu drag la filme. Nu, adică atât de multe filme încât chiar ai căpia să... Bun, și hai să terminăm cu evenimentul din 1991, când BNR, 1991, după Revoluție, după Revoluția din decembrie,
introducea normele privind înființarea caselor de schimb valutar. Da, adică îți dai seama ce nu mai schimba la statuile Iuliu Maniu în Alba Iulia și nici pe la colțurile hotelurilor. Deci am dragă și noi, adică intrase rămână. Păi sigur, pădea domnul Isărescu are 40.000 de euro pe 1990, lună. 40.000 de euro pe lună. Au dat la televizor. N-au dat la, că la televizor nu tot ce să dai de adevărat, ca pe internet, dar au dat-o chiar 40.000 de euro pe lună. Liviu Zgârciu. Să fie sănătos. Să fie. Bun, nașteri, nu m-am oprit, recunosc asupra și decese. Mă rog, dacă te interesează, pot să-ți spun, dar... Dar nu m-am uitat, dar n-am găsit despre zile naționale și sărbători naționale spunea România și Egiptul, ziua națională a Egiptului, legată de evenimentul despre care n-aminteam. Ultimul rege egiptean, faraoc, este Silise Abdice și atunci ziua 23 iulie este și ziua națională a Egiptului, tocmai din acest motiv. Cam atâta pentru ziua de 23 iulie. S-a născut Woody Harrelson, actor american nominat de multe ori la premiile Oscar și Globul de Aur. Mă rog. Da. Dacă vrei să treci pe la el, să-i spui la mulți ani... Nu știu dacă mai trăiești. Așa că mersi. Nu, că mersi mult. Da, cred că da. Nu, că trăiește. Păi, s-a născut în 89. Îți dai seama? Atunci. Nu, în 67. În 61. Deci, are toate șanse. Nu știu unde vrei să mă trimiți, dar fine. E bine, mersi, am fost eu alaltă pe la ei, sunt bine. Și-au schimbat bucătarul, poți să treci pe la ei, că se mănâncă bine la ei. Bine, Liviu, drag. Săptămâna viitoare înțeleg că... Sunt la Cluj, la un festival Transilvania History Day, pe malul Someșului, dar între timp, ce vreau să mai spun și am uitat... Și în vacanță când mergi? Când mergeți? În august, cred. În august, unde? Plecăm, nu știu. Și la unde. Piatra? Tot, cred. Dar în jur de 20 august ești pe la Piatra și eu să fiu acolo. 23 august sunt la... A, numai cu parada, că m-am gândit că... Nu, parada nu, ce bine era când era rău. No, acum să mai se plătește o cotizație, vorba cuiva, am râs, am câmpiat. Nu știu. Mulți ani nu mi-a spune. Nu, cred că sunt la vreun festival, dacă nu mă înșel. Dar și eu la festival mă duc, la festivalul Birlic de la Fălticeni. Ah, la Fălticeni? Da, Fălticeni. Orașul Birlic, n-am fost niciodată la Fălticeni, nu numai lui Birlic, o mulțime de oameni. Da, bine, de asta e legat și de... Bun, dar haide să zic ce... Așa zi. Este o expoziție interesantă la muzeu, legată de dinozaurii care... au trăit, nu ăștia de azi. Că ăștia sunt permanente. Asta e expresie permanentă, suficient să ieși pe uliță și... Transilvania chiar se cheamă ultimii dinozauri ai Transilvania, expoziție extrem de interesantă și sunt reproducere la scară 1 la 1. Nu știu, în cel mai scurt timp să faceți o expoziție de fotografii la Muzeul Național al Unirii, să spuneți ultimii dinozauri ai lumii moderne, ai zilelor noastre, ultimii și după aceea să nu mai fie și să trăim și noi și să fim cetățeni onorabili și conștienți și responsabili. Bun, chiar îți mingea la fileu cu politica, ai spus-o pe aia cu referendumul. Așa. Și atâta. Bine, Liviu, dar în noiembrie, dacă cumva or fi în octombrie alegerile, să nu te aud, iar au ieșit ăia, iar las că știu eu ce vorbesc. Cum intră publicitatea, îți spun. Da? Cum să termină publicitatea? Eu vă spun ce spunem la lui înainte de publicitate. Mulțumesc, ne vedem peste 2 săptămâni cu ajutorul Domnului. Da, hai, săptămâna viitoare va trebui să mă documentez eu foarte serios ca să, mă rog, susțin această frumoasă și interesantă și amuzantă la urmă, chiar dacă sunt lucruri nu întotdeauna dintre cele mai agreabile, le pomenim. Dacă nu înțeleg ceva, mă sune, dai un telefon. Da, și spui acolo la festival, rămâneți o clipă, sunt într-un direct. Foarte solicitat. Un roman cu telefon mobil. Da. Mersi, Liviu, ne vedem. Acum pauză de publicitate și promouri pentru emisiunile colegilor din televiziune pe care le puteți urmări pe parcursul săptămânii. După care îi vom spune bună dimineața, Părintele Nicolae Jean. Jean Nicolae, în cadrul rubricii Cuvântul care zidește. Apoi ne vom întâlni cu domnul Ironie Munteanu, împreună cu care și cu alți invitați prin telefon, nume sonore ale Teatrului Românesc,
vom aduce un omagiu maestrului Radu Beligan, care, știți bine, a plecat dintre noi și cu plecarea lui se încheie, din păcate, o pagină importantă din istoria noastră culturală, din istoria teatrului românesc. Vorbim despre asta. Ne vom întâlni apoi cu doamna profesoară Elena Ignat, cu care vom povesti mai puțin de școală, mai povestim ce de-astea de zi cu zi din estival și vom asculta și muzică cu Daniel Avram mai încolo. Acum publicitate, revenim în câteva minute. Să condimentăm cu bun gust, să aranjăm cu rafinament și să simțim aburii celor mai inedite preparate. De la tradițional la excentric, bucătăria voastră nu va mai avea secrete. Sunt șef Toma și eu pun sarea și piperul în bucate. Schimbăm împreună rețeta unei zile reușite. Sâmbătă de sâmbătă aducem zâmbete pe buze, energie, ludic și totul despre copilărie. Reinventăm starea de bine într-o nouă emisiune, Zburlici, cu și despre copii, la Alba Carolina TV. Revenim, dragi prieteni, îi spunem, cum se cuvine, săruna Părintelui Dan, Jean Nicolae. Bine ați revenit. Bine te-am găsit, Doamnește. Unde este ocrotitorul meu? Emanuel. Unde este cel care îmi pune mie pile? În vacanță. Este în vacanță. Dar merge aceea că merge la bunici sau? Merge de câteva zile. Da. Bine. Părinte, vorbim, este vară, este estival, sezonul estival biserică, în viața spirituală a fiecăruia dintre noi se pune vacanță? Nu există vacanță în biserică. Întreb. Nu există vacanță, întreb, pentru că vara este vară, dar vorba cu Ivan, vara e ca iarna, dar timp este și timpul trebuie răscumpărat, timpul trebuie sfințit. În biserică există acest rind de sfințire și răscumpărarea timpului, care ține de sărbători, care ține de ceea ce se petrece în cultul bisericii. Și cumva am scăpat încet, încet de Sfântul Ilie, fără mari evenimente, dar Sfântul Ilie ne cheamă pe Muntele Tabor. Sfântul Ilie ne cheamă în postul adormirii Maicii Domnului, încet, încet. Suntem în ultima sută de metri a lunii iulie. Vine toamna, Părinte. Așa zice lumea că vine la schimbarea la față, dar nu chiar vine toamna atunci. Pe azi dimineață era o ceață, l-ați văzut? Era o ceață de parcă era în octombrie. N-am băgat de seama. Da, și o atmosferă destul de umedă și de... Deci nu există vacanță, dar există răgaz. Și răgazul presupune această oxigenare duhovnicească, care în tradiția noastră e legată mai mult de pelerinaj și în alte tradiții. De-aia v-am întrebat, Părinte, dacă este vacanță, pentru că de regulă vacanța, concediul, asimilăm acest termen cu a umbla, a călători, a drumeții, a te duce, a nu sta unde ești, a face altceva decât faci 11 luni pe an. În această idee, vacanța spirituală, să spunem, poate să fie un pelerinaj sau poate să fie și un pelerinaj. Toată viața noastră este un pelerinaj spre asta ne spune și Sfânta, spre Dumnezeu, numai că de cele mai multe ori nu mai realizăm și că cel mai bine realizăm în concediu, în vacanță. Da. Și atunci când oamenii care au încă viața activă, care sunt legați de slujbe, care sunt legați de programe obositoare, programe constrângătoare, există acest respiro, în special vara, pe care oamenii și-l iau, merg la munte, merg la mare, dar leagă concediile și răgazurile lor și de ceea ce se cheamă pelerinaj. Noi știm că pelerinajul are o tradiție veche în partea aceasta mai ales a Transilvaniei și este legat de anumite centre, de anumite locuri și de ideea aceasta de regenerare, de reîncărcare, de restartare, dacă vreți. Acum, pelerinajul nu înseamnă doar excursie, doar
plec de la Alba Iulia la Râmbeț, să la urmă ai dau și cu nasul pre la Mănăstirea, dar după aia grătarele, sfârâie, mititei. Nu, asta e religia națională, sfârâia la... Nu. Deci, asta, deci da. Când plec, ne hotărâm să plecăm într-un pelerinaj, mai departe sau mai aproape, în lumea catolică se merge foarte departe, chiar adică la, până în Portugalia sau în Franța sau în Italia sunt o mulțime de locuri de pelerinaj. Dar mai departe sau mai aproape când plecăm într-un pelerinaj, ce trebuie să avem în minte, ce trebuie să avem în suflet, ce trebuie să avem în plan? Cum să ne pregătim pentru un pelerinaj în afară de bagaje, de apă și mâncare de drum? Această pregătire nu este ceva, cum să zic, foarte sofisticat, ci ține de, până la urmă, de ritmul vieții noastre duhovnicești, ține de ritmul rugăciunii personale și de dorința de a, de obicei, se merge în grupuri, nu? Sau merge o familie, cum se merge de pildă la Nicula, de ziua adormirii Maicii Domnului, sau în alte centre duhovnicești din România. Dar nu ne propunem ținte înalte, ci pur și simplu să avem această comuniune cu Maica Domnului, cu Sfinții, cu Mântuitorul Iisus Hristos. Și comuniunea presupune o pregătire duhovnicească pentru cuminecare, o pregătire prin rugăciune, o pregătire prin post, chiar perioada pe care o vom străbate imediat, postul adormirii. Este un post mai ușor, dar totuși nu e ceva asemănător, nu are un caracter ascetic, de o steneală spirituală atât de încărcat. Că este mai ușor. Ca perioada părinților. Că e și mai scurt. Nu numai pentru că e mai scurt, este mai dulce. E mai simplu și tematic vorbind. Deși are o anumită sofisticărie, să zicem, tematică și el, postul adormirii, dar are acest caracter esatologic pronunțat. Și oarecum este un post al nădejdei, este un post care se leagă de sărbătoarea aceasta a adormirii, care, Maicii Domnului, care nu este numai moartea și prohodirea Fecioarei Maria, ci este și un paște al bisericii, adică modul în care Fecioara Maria merge la Fiul Său este și o cale pe care o străbate pentru fiecare suflet în parte, adică ne arată cum să ne întoarcem la Dumnezeu. Este, dacă vreți, ceea ce era în lumea medievală, universală, pregătirea, acele două tipuri de catehizare, pregătirea pentru viață, pregătirea pentru moarte. Adică oamenii nu aveau această, vedeți, moartea s-a tabuizat și e exclusă din agenda tematică, culturală, și pur și simplu ea este devine ceva strict personal, și iar identitar, comunitar, numai mici elemente au mai rămas. Adică, zicem noi, de pe vârful buzelor, condoleanțe, compasiunea mea, o exprimăm, dar totuși nu suntem educați chiar să participăm cu adevărat la durerea unei familii care se sparte de cina, sau chiar la să ne gândim la propria noastră despărțire de trup. Și ceea ce a făcut Fecioara Maria este, deci nu numai moartea, prohodirea sa din partea bisericii, ci este și această înălțare, întoarcerea ei la Dumnezeu. Și atunci postul ăsta ia un caracter foarte serios. De aceea lumea noastră românească, țărănească, a înțeles foarte bine răstimpul postului adormirii. Și uitați-vă, am spus eu că nu primează caracterul ascetic, dar dacă ne uităm un pic la Nicula, când îi vedem pe oamenii înconjurând în coate și în genunche, are și un caracter penitențial, dacă vreți, adică de părere de rău pentru greșelile din viață, și oamenii merg să o întâlnească pe Maica Domnului, merg să-i spună necazurile, așa cum să spunem pricesnele din Ardeal, într-un mod minunat. Deci este un mod de întâlnire cu cineva drag, cu cineva curat, cu o mamă a tuturor, care poate să ne ajute în cazurile care le avem în calea noastră către Dumnezeu, către isprăvirea itinerului nostru în viață. Acum, penitența, formele de manifestare a penitenței, ale penitenței, spunea și la Nicula, probabil mai ține, dar dacă cumva nu s-ar găsi super democrați, super susținători ai libertăților, care să spun că este o practică absolut barbară, nu cum într-o lume, chiar nu. Rămâi uimit.
Părinte, rămâi uimit dacă te uiți și vezi până nu-ți unde... Nu-ți cam niciun prilej ca să ironizezi. Nu, dar știți, da. Sunt oameni care, și din păcate, oamenii ăștia, sau unii din astfel de oameni, deși conduc și au putere de decizie asupra vieții dumneavoastră, asupra vieții mele, asupra vieții tuturor celor care sunt în această țară. Ori în numele unor idei, cum să spun... Vedeți că există ispita de a legifera sau de a te exprima într-un domeniu care nu ține de competența ta. Ori, e adevărat, statul nu se poate exprima în absolut toate domenii, mai ales în cele ce privesc elemente, să zicem, decisive de antropologie sau elemente religioase. Dar statul nici nu se prea bagă în chestii de astea, pentru că statul la urmă, cât ne spune, să ne dea statul. Statul la urmă este guvernul. Cam acolo se reduce statul. Adică statul să-ți dea salariul, cine ți-l dă? Guvernul. Să-ți dea pensiile, cine ți-l dă? Guvernul hotărăște, nu? Sau, mă rog, ea din Parlament. Deci statul, la urma urmelor, vezi, lumea nu știe ce e statul. El avea dreptate când spunea l'état c'est moi. Statul sunt eu. Da. Pentru că chiar avea, sigur că era altă, așa, dar și eu sunt stat și vreau să sunt de stat, nu? Și la urmă, pensia mai mare... Stat în stat. Da, pensia mai mare eu dau, salariul mai mare eu îl dau, da. Pentru că din impozitele mele, că nu sunt nici primul ministru, nici ministrul muncii, nici ministrul protecției muncii nu o să dea din bănuțul lui la pensie. Ce om de stat, și orice om, în ce domeniu ar trăi el sau ar câștiga... Viața are nevoie de aceste răgazuri, de aceste mesaje, de aceste încărcări energetice dumnezești. Mi-amintesc că la Nicula, de pildă, a fost un adevărat fenomen. În vremea în care trăia mitropolitul Bartolomeu Anania, predicile lui la hram, la Nicula, erau adevărate evenimente. Și avea mesaje foarte clare, țintite, către oamenii politici prezenți, tocmai pentru a-i face atenți că e nevoie să acționeze, dar cu responsabilitate, pentru viitorul acestei țări, pentru viitorul moral, dacă vreți, pentru purificarea asta a mediului în care trăim, pentru... Erau mesaje legate de gringolada mediatică, cea morală, de cea ecologică din România, în momentul când au fost discuții legate de Roșia Montană și de... Era, cum să zic, la curent. Și păduși, descăduriși, toate alea. Totdeauna știa să pună degetul pe rană. Deci nu evadăm când mergem pe nașul de bandă o lume iluzorie. Când sunt astfel de voci care înseamnă ceva pentru opinia publică. Păi este tocmai ceea ce vorbeam, vocea profetică. Dar sunt atât de rare vocile astea, pentru că de la fie iertatul mitropolit de care vorbim, eu n-am mai auzit. Deci n-am mai auzit oamenii ai bisericii să spună stop! Ne luptăm pentru viața delfinului, pentru viața, v-am spus eu, cățelului și a pisicii, și aia sunt creați de Dumnezeu. Dar eu n-am văzut mari manifestații. Avea o vibrație în voce și avea dins o prezență. Este foarte adevărat, dar nu sunt oameni cu vibrație în voce, care tac și care chiar nu știu dacă au, fără să judec, Doamne ferește. S-a simțit că i-a păsat până în ultimul. Păi da, pentru că avea responsabilitatea misiei pe care Dumnezeu a lăsat-o. Și a subat-o și Dumnezeu a dat-o. Deci, perenajul, chiar dacă suntem în vacanță, chiar asta, nu suntem desprinși de lume și de... Acum, pelerinajul, părinte, se face de regulă sau de cele mai multe ori sau întotdeauna la locuri cu semnificație pentru creștini. De obicei se face la mănăstiri sau la locuri, la monumente importante și uite, chiar astăzi avem doi episcopi care sărbătorim, ai Ravenei, Apolinarie și Vitalie, cei care țin de acea catedrală superbă și de acele mozaicuri din Ravena. Deci oamenii merg să vadă și frumusețile patrimoniale pe care le-a dat credința și vin la locuri în care există duhovnici mari, vin la oameni care, de la care primesc sfătuire duhovnicească, vin la locuri în care există mormintele unor astfel de duhovnici sau sfinți și merg la mănăstire din preajma lor. De pildă, săptămâna viitoare este Sfântul Pantelimon, este un sfânt vindecător, doctor fără de arginți, cum se spune, și este hram la mănăstirea Oașa. Mie nu se știe, de pildă, că zilele astea este cea mai importantă tabără creștină de vară din România, organizată de această mănăstire de ante zile, o mănăstire care face o misiune excepțională cu tineretul, studențesc din România, nu numai teologic, ci din toate universitățile, și au avut ca invitații nume mari, Părintele Constantin Coman de la București,
Teodor Baconski a vorbit ieri, Sever Voinescu, Mihai Neamțu. Păi de ce să știe de lucrurile astea? Pentru că asta nu trebuie să știu. Ar fi trebuit să știu cineva comenta pe internet și nu știa unde este Oașa. Oașa este o oază, știți? Oașa este aproape de locul în care avea Sadoveanu cabana de vânătoare și acolo s-a făcut o mănăstire în vremea episcopului Emilian, mănăstire care, iată, are o misiune, vă spuneam, cum alta nu e în țară. În 99 era eclipsa totală de soare, care era și în România, în 99. Scos bagnote, monede atunci. Lucram într-o altă televiziune, televiziune națională atunci, și ne-au trimis echipe să filmăm eclipsa. Eclipsa. Și când ne-am întors după amiaza ca să trimitem, să dăm filmele ce am filmat pentru jurnalele naționale, doar ce am filmat la Oașa. Pentru că rest nu s-a văzut. Ba nori, ba aia, ba aia. Eram la Oașa, vă spun, eram cu oarecare strângere de inimă, dar am zis, slavă Domnului, că măcar, că se spunea 99, 2000, sfârșit de orumbun creștin, nu crede în sfârșitul lumii spus de toate babele și de toate fostele cântărețe de muzică ușoară care acum și-au descoperit vocații de mari profetese. Și eram bun. Și nori, zic, noi n-avem ce să filmăm. E, vreau să vă spun că cu 5 minute înainte, chiar un coleg cu care am filmat, că am fost o echipă mai mare, dar cu unul care am filmat, înainte cu 5 minute de ora, de pe oră, norii s-au risipit deasupra platoului, unde era mănăstirea, eram la mănăstire, și am văzut în toată, să spun, frumusețea, în tot misterul, în toată măreția ei, pentru că lucrare dumnezeiască acolo, adică nu se întunece soarele cu noi. Am văzut asta. Și eclipsă. O eclipsă totală au dat din toată țara, în frumusețea și prin ei, au dat cea de la Oașa. Deci înțeleg că mănăstirea a eclipsat eclipsa. Nu știu, ca să nu greșesc, o las așa, ca să nu, că acum mă gândeam la ceva, dar zic să nu spun ce nu-i. Uite că, bine, locul e deosebit ca... Este, și să meargă, îi îndemnăm să meargă, cei care pot să meargă, este drum, este... Dar să păstrați acolo, să nu aruncați scârtii, să nu aruncați peturi, să nu aruncați, să nu lăsați resturile. E foarte frumoasă, liturghia hierească și e minunat acolo, să vedeți, eu cu o săptămână înainte această tabără de vară, și sunt tineri îmbrăcați în haine românești care cântă liturghia, liturghia hierească, merge arhiepiscopul nostru, și e plin, se face liturghie de noapte și sunt sute de oameni, și apoi iar liturghia de zi să împărtășesc iar sute de oameni. Ți-e mai mare dragul. Și vin preoții din Valea Sebeciu, din Preajmă, e o sărbătoare de vară foarte frumoasă. Ei au acest ram pentru că atunci s-a reîntemeia mănăstirea, când ea, din mănăstire de Maicea devine mănăstire de Călugări. Și în jurul Părintelui Teofil de la Sâmbăta au crescut un grup de călugări foarte frumos, niște, mai ales din Ascolul de la Timișoara, sunt niște tineri din zona noastră, din zona Albei și a Mureșului, și au crescut duhovnicii în jurul acestui părinte Teofil, oameni care au 2-3 licențe. Deci cei mai mulți dintre ei care au făcut universitatea la Timișoara sau la Oradea. Uh-huh. Mi-aduc aminte că eram invitat să vorbesc la Oradea, la Scor acolo, și la un an, doi, când i-am văzut călugării la Oașa, m-am închinat, m-am mirat. Uite, Doamne, zic, cum că există lucrează, totuși, da. Că există, lucrează Dumnezeu și se chemare și astăzi, și ce lucrare minunată fac. Ei mai au o mică mănăstire, un metoc, să spune, la Găbud, în satul natal al Părintelui Iustin Mirun, starețul de la Oașa, un sat îmbătrânit, și el acolo, pe locul lui natal, a făcut o mică mănăstire dedicată Sfântului Ioan Evanghelistul, și este este practic anexa Oașei, dar devine aproape mai importantă decât Oașa. Un loc mai puțin înzestrat ca frumusețe naturală ca cel de la Oașa, dar totuși cu o lucrare minunată. Tot cu tine. Vorbim de pelerinaje, da. Și foarte aproape, sau aici în Ardeal, și nu numai pentru ardeleni, ci pentru întreaga românitate, da. Să spun, un punct foarte atractiv pentru pelerinaj. Nu, deși mulți nu știu dacă îi spun pelerinaj, este mormântul Părintelui Prislop, da. Mănăstirea Prislop, unde și mormântul Părintelui Arsenie Boca. Acum, noi am mai vorbit despre această, cum să vă spun, foarte la modă
pe umblare, pe prislop, foarte da. La modă și invocat numele da. Părintelui, cu și fără rost, cu și fără temei, cu și fără bun simț, cu și fără multe altele. Da. Acum, cred că am mai vorbit despre asta, dar vezi rândul ăla, șirul ăla de oameni, două, trei rânduri, poate de sute de metri, oameni care merg exclusiv când acolo este o mănăstire, când este o biserică, când este Sfântul Sacrament. Da. Stau acolo ore în șir, stau și după ce au ajuns la rând, pun floare acolo, că trebuie da. Să pui o floare. E un ritual. Și după aia gata, pleacă, mănâncă, dacă le dau surorile alea ceva, călugărițele, da. Dacă nu, pleacă acasă, fără să... Da, acum ce trebuie să înțelegem neapărat că... Și poate asta este o mare confuzie. Mergem la Părintele Arsenie Boca, îi cerem Părintelui Arsenie Boca. Părintele Arsenie Boca, chiar și de acolo și când era, dar mai ales da. De acolo, poate să facă nimic fără voia Bunului Dumnezeu, poate să fie, să mijlocească la Mântuitor pentru da, noi. E de dorit... În mod normal să legăm închinarea noastră și rugăciunea la un mormânt unui mare duhovnic sau unui sfânt. Sigur. Să zicem, acesta încă necanonizat de biserică, dar care este respectat de evlavia populară. Ar fi de dorit ca totuși să legăm cinstirea lui de cinstirea altarului lui Hristos. Și acest lucru se va petrece probabil încet încet. Acum e greu de strunit mii de oameni care vin în fiecare zi și probabil că asta trebuie să țină programul mănăstirii, pentru că ar fi misiunea tot unui mare duhovnic, duhovnicul de astăzi, de la Nicola, de la Cristop, care să se ocupe de acest lucru, dar eu cred că e peste puterea unui singur om. Adică a călăuzi duhovnicește, eu știu că la marile mănăstiri, chiar unde sunt morminte de viețuitori, cu viață duhovnicească aleasă, se rânduiesc duhovnici, oameni puternici, care să stea ore întregi, să sfătuiască, să vorbească, să binecuvinteze, să călăuzească. Și există acum proiecte în care se discută despre cultul acesta al Părintelui Arsenie Boca. Există chiar o comisie pe care Sinodul a desemnat-o pentru canonizare, pentru a discuta o posibilă canonizare. Și există chiar intelectuali creștini cu preocupare în acest domeniu, care au editat de curând un volum, de pildă Marius Vasileanu, antropolog al religiilor de la București, a editat o carte dedicată pentru Arsenie Boca, cu interviuri cu diverse personalități, exprimându-se exact în chestiunea pe care ai pus-o. Recomand această carte, că acolo e foarte mult echilibru și foarte mult bun simț. Cred că acest proiect va continua, legate de alte dimensiuni legate de viața Părintelui Arsenie Boca, pentru că el a fost prețuit ca o figură profetică a bisericii noastre, un om dârs, curajos, care a avut curajul să petreacă în închisorile comuniste cu multă demnitate, un om, un bun sfătuitor duhovnicesc, unul care a călăuzit figuri importante ale bisericii în perioada comunistă și de la care moștenim câteva cărți minunate. O figură... Oricum, mult mai puține autentice decât apar, pentru că apar zeci de titluri care n-au de-a face... E profitabil, știți, și profită unii care n-au scris nimic. Mi se pare totuși nefirești și imoral, necinstit, să scoți o carte... Păi, probabil că această comisie, aceasta de canonizare, trebuie să facă acest lucru, să discearnă care sunt cărțile autentice și le sunt numai câteva. Dar dânsul, da, spun că avea un număr restrâns de cărți scrise. Și ele să apară în ediții cât cu girul bisericii și să fie excluse toate celelalte ediții care sunt pe piață. Probabil că o să fie destul figura de greu pentru că... Atras și pentru că a rămas această privire a dânsului pătrunzătoare ca un duhovnic cu arismatic și pe de altă parte era o figură și culturală. A fost un om care a făcut medicină și arte plastice pe lângă teologie și care a ucenicit pe lângă Costin Petrescu, cel ce a pictat catedrala din Alba Iulia și a pictat în câteva șantiere, în fresc, inclusiv la Ateneul Român, și a mers în Muntele Athos. El este și un părinte al filocaliei românești, alături de Părintele Stăniloae. El este cel care a dat un impuls și care, în primii ani, când filocalia era o necunoscută, țăranii din zona Făgărașului, care erau ucenicii domnicești ai Părintele Arsenie, au plătit un număr de filocalii și așa plăitul filocaliei a mers mai departe.
A fost foarte iubit și prețuit în Țara Făgărașului când era la duhovnic la Sâmbăta și ulterior la Prizlop și a rămas această amintire puternică. Acum, și mediatizarea a contribuit la tipul ăsta de cult care există la Prizlop. Și eu cred că noi nu cunoaștem inima fiecărui om, să știm de ce se duce. Că acum și trupul unui sfânt care este în mormânt este tot o parte a trupului bisericii. Și cumva asta nu înseamnă că cineva care merge acolo exclusiv n-are tangență cu biserica, dar a nu te duce la altar totuși este un minus și ar merita ca fiecare perina să fie o șansă de redesare duhovnicească și existențială a oricărei persoane. De aceea nu cred că ar fi bucuros Părintele Asenie să vadă că merg oamenii exclusiv la mormântul lui să aducă o floare. Ci ar fi bucuros dacă acea floare ar duce un primul la altarul lui Hristos. Da. Mulțumesc pentru prezența noastră astăzi în emisiunea noastră. Da. Cei care se hotără să plece în pelerinaj în vacanța de vară, ce le putem spune decât să aibă drum bun și mai ales bun rezultat și bună răsplată sufletească. Să aibă vacanță dignită, pentru că avem nevoie de răgaturi, avem nevoie de respiro, dar să nu uităm de unde am plecat și să nu uităm pentru ce ne ducem în vacanță. Și, vedeți, mergem la munte și la mare. Nu. Și avem în muntele cel mare este Maica Domnului. Iar pe Tabor, Hristos, când urcă cu ucenicii lui, urcă să le arate frumusețea sa, măreția sa. Deci atunci când admirăm la mare sau unde mergem în răsărit de soare sau în apus de soare, să ne gândim. Da. Să mulțumim Lui Dumnezeu pentru tot. Într-un interviu spunea, l-ați pomenit pe mitropolitul Bartolomeu Anania, spunea că, și asta poate să fie de bun exemplu pentru noi toți, că dânsul, din când în când, afară de vacanța de pe care o are tot omul la urma urmelor, nu? Periodic își ia vacanță de solitudine, în care ce nu oficiez nici Sfânta Liturghie o zi sau două, în care stau cu mine însumi, în care mă reculeg, deci periodic este nevoie. Acum, sigur că servici având fiecare dintre noi, probabil că e mai greu să mă duc două zile la servici, că vreau să fiu cu mine însumi, dar poți să stai o oră, poți să stai două ore, poți să stai 10 minute în care să nu vorbești, în care să te gândești la tine, în care să te gândești la lucrurile esențiale, care la urma urmelor... Știți că poate cel mai frumos loc de pelerinaj, pe lângă mănăstiri și locuri din aceste sfinte, Ierusalim, Atosul, sunt mormintele părinților. Și cred că cel mai bine ne încărcăm în locurile natale. Trebuie să mergem. Am fost acum, a fost ziua mamei, am fost o zi jumătate, dar te încarcă foarte mult, adică e sigur ceva excepțional. Da. Da. Bine, mulțumesc mult de tot și ne vedem și cu prilejul altor emisiuni. Din nou o pauză de publicitate, după care invitatul meu va fi domnul Ironie Munteanu, împreună cu care vom aduce și cu alți oameni din teatru, vom aduce un omagiu celui care a fost și va rămâne fără îndoială multă vreme un reper de în arta spectacolului teatral românesc, Radu Beligan, care știți bine a plecat din această lume miercuri, despre care în buna tradiție românească încep acum să se spună așa, să ne aducem aminte de toate. Și verzi și uscate, uitând de fapt că dincolo de orice la un artist rămâne opera lui, iar opera creatoare în domeniul teatrului a lui Radu Beligan a fost una remarcabilă. Vom vorbi despre toate acestea cu invitatul meu. Vom intra în legătură și cu câțiva mari actori de la Teatrul Național din București, a căror carieră și viață s-a intersectat cu cea a lui Radu Beligan. Rămâneți cu noi! Să condimentăm cu bun gust, să aranjăm cu rafinament și să simțim aburii celor mai inedite preparate. De la tradițional la excentric, bucătăria voastră nu va mai avea secrete. Sunt șef Toma și eu pun sarea și piperul în bucate.
Aveți în imagine, stimați respectatori, chipul de neuitat al celui care a fost și va rămâne fără îndoială în inimile noastre, maestru Radu Beligan. A plecat de curând dintre noi, foarte curând, în această zi chiar, va fi înmormântat într-un loc de cinste și cu onoruri militare în cimitirul Belu pe Aleea Artiștilor. Radu Beligan, un nume care a făcut istorie în teatrul românesc, Radu Beligan, un nume care este de referință în cultura românească, pentru că teatrul, nu-i așa, este o ramură a culturii și nu una oarecare. Radu Beligan, iubit, prețuit de mulți, foarte mulți dintre noi. Ne-am gândit că este firesc, că este oportun, că este obligatoriu chiar, ca și în televiziunea noastră, chiar dacă este una regională, să aducem un omagiu acestui mare actor, acestui mare artist al țării noastre. L-am invitat alături de mine în studio pe domnul profesor Ironi Munteanu. Bine ați venit, domnule profesor. Bine v-am găsit. Nu întâmplător, ci pentru că dumneavoastră ați avut de-a face cu teatrul, ați făcut cronică de teatru, ați fost director de teatru, știți fără îndoială multe despre mulți dintre actorii noștri, pentru că o parte din marii actori au debutat sau și-au început cariera în Teatrul Valea Jiului din Petroșani, unde 5 sau 6 ani ați fost director. Spuneam înainte să înceapă să intrăm pe acest tron sonorar că se închide o perioadă, un ciclu, o istorie din istoria teatrului românesc cu plecarea lui Radu Beligan. Nu numai un actor, ci un om de teatru total, actor, regizor, traducător din piese din literatura universală, adaptate de el și jucate în viziunea regizorală personală. Spuneam că nu este doar un actor, ci un om de cultură fundamental, dotat cu, se individualizează prin inteligența surprinzătoare, prin cultura, prin spiritul de omenie pe care rar l-am întâlnit la un om de talia lui Radu Beligan. L-am cunoscut personal în 1973 cu ocazia unei reprezentații date la Petroșani, la Teatrul din Petroșani, Prizonierul din Manhattan, uh-huh, al lui Neil Simon, uh-huh, jucată pe Broadway în premieră în 1971, tradusă de Radu Beligan și jucată de Teatrul Național din București, începând cu 1973. La spectacolul de prin noiembrie 1973 a fost prezent Radu Beligan la spectacol, spunându-mi după spectacol că dimineața următoare o să dorească să aibă un dialog cu mine. La autoritățile locale, dimineața următoare, l-am reîntâlnit pe maestru Beligan, spunându-mi că dorește să rezolve o problemă stringentă pentru copiii teatrului lui. Era vorba de George Motoi, proaspăt căsătorit cu Cezara Davidescu, absolventă a Institutului de Teatru în 1972 și repartizată la Teatrul din Petroșani, alături de o echipă consistentă, 6 absolvenți, lucru foarte rar în penuria de actori în perioada respectivă. Bineînțeles că am avut sprijinul domnului Ion Brad, pe atunci vicepreședinte al Consiliului Culturii. Directorul teatrelor, cum se spunea și directorul pe vremuri. Departamentului teatrelor și cinematografiei în perioada respectivă. Considerându-mă un copământean, la solicitarea noastră de a repartiza un număr mai mare de tineri absolvenți, am primit două fete și patru băieți.
Cezara Dăpinescu se căsătorise cu George Motoi. Aștepta un copil, Niniu s-a prezentat la repartiție, nu s-a prezentat la post în septembrie și în noiembrie, când a fost prezent la spectacol, a dorit să rezolve cumva situația, pentru că familia Motoi nu putea să lucreze și la Petroșani și la București. I-am prezentat situația, lipsa de tinere actrițe, cea mai tânără în afara celor două era Paulina Codreanu, vreo 43 de ani în momentul respectiv, și înțelegând foarte bine, dânsul a spus: domnule profesor, o să-l trimit pe George Motoi la dumneavoastră să vă înțelegeți cum se poate de bine. Și, într-adevăr, la o săptămână George Motoi a venit, am alt intelectual de rasă în teatru, mare actor. În teatru românesc. Și un actor și un deosebit, pe care îl cunoscusem încă de la teatru din Cluj, în timpul studenției mele. El era actor la, actor la Teatrul Național, teatru, în Cluj. Teatru Național, da. Cu George Motoi am convenit să realizeze acasă, în București, cu soția, piesa Doi pe un baloasar a lui William Gibson, urmând ca în momentul în care este gata spectacolul, în regia personală și cu prezența, firește, a scenografului Helmut Sturmer, în cheltuială personală, a venit, a prezentat vreo 2 ani spectacole cu William Gibson, fără să solicite nicio plată pentru colaborarea, care se ridica consistent. Și, firește, după 2 ani s-a putut da dezlegare Cezare Dăpinescu, care s-a Radu Beligan era atunci director la Teatrul Național, să spunem, fusese director Teatrului Național la un an după plecarea oarecum forțată a lui Sica Alexandrescu la Brașov, înlocuit un an de Horea Popescu, copământean nostru de la Zlatna, da. Regizor și director anul înaintea sosirii domnului Radu Beligan. Vorbim despre Radu Beligan și le spuneam telespectatorilor noștri, vom intra în legătură directă prin telefon cu câțiva mari actori ai Teatrului Național din București, care au avut șansa, nu, să joace alături de Radu Beligan, să să se intersecteze și ca profesie și ca oameni, ca prieteni cu acest mare actor. O să-i rog pe colegii noștri din regie să încerce legăturile de care spuneam. Radu Beligan este, nu? Așa, în fel, este trist să vorbești la trecut, o filă din istoria teatrului românesc, pentru că activitatea lui, iată, a intrat și în cartea recordurilor, activitatea lui artistică se întinde pe un număr impresionant de ani. Aproape 80 de ani. Pentru că a început cariera în anii 30 și a încheiat-o chiar foarte de curând. Toți actorii care iubesc teatru și care își doresc să moară pe scenă. Într-un fel, Radu Beligan a murit pe scenă pentru că a jucat până foarte de curând și vom vorbi despre spectacolele lui, vom vorbi despre multele roluri și atât de diversificate ca temă, ca tematică, roluri pe care le-a jucat și din dramaturgia românească și din dramaturgia universală. Și în semn de prețuire, eu astăzi, sau pe acest moment, am luat acest tricou cu Teatrul Național, pe care l-am din Teatrul Național, și în ideea bunului gând și a memoriei pioase pe care eu o datoram maestrului Beligan. Vom intra în legătură imediat cu un prim invitat prin telefon. Este alături de noi prin telefon actrița Valeria Gagealov, societară de onoare a Teatrului Național din București, o actriță importantă în teatrul românesc, o actriță a cărei carieră s-a intersectat cu cariera maestrului Beligan. Sărut mâna, doamna Gagealov! Da, bună dimineața, bună, dragul meu!
Am fi dorit fără îndoială să vorbim alte lucruri cu dumneavoastră despre teatru, dar iată că subiectul este unul trist și pentru noi spectatorii și pentru noastră actorii. Da. Cum l-ați cunoscut pe Radu Beligan? Oh, Doamne Dumnezeu, l-am cunoscut în anul 1950. Eram la Buzău, eram în ultimul an de liceu și el a venit în turneu cu o piesă care se chema Rușinea Familiei, o comedie adorabilă. Și, bineînțeles, m-am dus la matineu și m-am dus cu programul după spectacol să-mi dea un autograf. S-a uitat la mine și m-a întrebat ce vrei să te faci. Și am spus vreau să mă fac actriță. Și atunci mi-a scris pe program unei viitoare colege. Și lângă cine am debutat eu în 1954 când am terminat institutul, lângă Radu Beligan, am jucat în piesa Platon Crecet, se juca pe atunci la Teatru Studio în Piața Amzei și sub regia lui Alexandru Finții, cu o distribuție fabuloasă, de care evident făcea parte Radu Beligan, era George Calboreanu, Geo Barton, uite numai ca să spun, Costache Antoniu, Sonia Cluceru, da, exact, asta era distribuția piesei din care eu am făcut parte la debut. Și am jucat-o ani și ani de zile. Dar altceva vreau să mai spun. Într-una din repetiții m-a luat Radu de mână, am intrat într-o cabină și mi-a spus, ține minte ce-ți spun eu acum. Vrei să faci carieră? Și am spus, sigur că da. Atunci ține minte ce-ți spun eu acum. Să nu bei, să nu fumezi, să nu pierzi nopți, pentru că trebuie să fii sănătoasă, asta este o meserie grea și trebuie să fii în formă. Și am ținut cont și minte de ce mi-a spus atunci. Am păstrat relații foarte apropiate, prietenești și când am fost noi plecați din țară, a venit la noi foarte mult, am fost împreună, am jucat împreună ultima dată Prizonierul în Manhattan, care a fost un foarte mare succes. Am vorbit despre această piesă cu invitatul nostru, fost director de teatru, este alături de mine și spunea că povestea de această piesă. Ca director de teatru, Radu Beligan a fost mulți ani directorul Teatrului Național, chiar de la înființarea, să spunem, Teatrului Nou și până în 89. Da, exact. Cum era ca director de teatru, doamna Cățelor? Foarte, foarte drăguț, foarte normal, atât de normal cum rar găsești. Nu știu dacă mai există în ziua. Puteai să vorbești cu el orice, să te sfătuiești. Era un prieten, un părinte, un om apropiat. Îți spun, am o rană în suflet, te rog să mă crezi. Și parcă nu-mi vine să cred. Iubea actorii, iubea colegii. Foarte mult. Și vreau să spun că în vremuri grele, când am traversat noi toți momente grele, ani grei, norocul a fost că am fost apărați de el, să știi, dat fiind că el era cumva simpatizat, noi toți am putut să rezistăm și să trecem prin vremurile alea grele. Îi datorăm foarte mult, foarte mult. Și teatrul românesc, doamna Gagealov, pentru că eu, făcând așa nu un foarte mare efort de memorie, mi-aduc aminte repertoriul Teatrului Național din anii 70, fabulos din anii 80. Era fabulos. Tot ce era ce ar fi trebuit să fie într-un teatru național. Piesă clasică, piesă modernă, piesă românească, piesă străină, teatru pentru copii, era o bucurie erau Teatrul Național. Erau de toate și jucate, da, într-adevăr, la nivel maxim. Dar ce turnee erau cele din străinătate, nu mai discut, mi-amintesc de Revizorul, care a fost o glorie când au fost la Moscova. Erau toți, cum să vă spun, uimiți de splendoarea de spectacol și de rolul pe care l-a făcut el și în general în tot ce în Caragiale cine mai în Caragiale cum era el, cine mai poate să fie un Rică Venturiano cum a fost el și cum era toată echipa aceea a lui Sica Alexandrescu de Sica, cu Marcel, cu Birlic, cu
Erau extraordinari, extraordinari. Nu vezi, când vezi acum momente de atunci, așa rămâi uimit, pentru că era perfecțiune, perfecțiune. Aseară v-am văzut pe un canal de televiziune împreună cu Radu Beligan într-un film, Singurătatea Florilor. Da, da, exact, da, am jucat. Da. Elisabeta Bostan, mi se pare că a făcut, da, ea a făcut filmul. Da, un film frumos, da, un film, și Toma Caragiu era pe acolo. Da, exact, și... dragul meu, dar vreau să-ți spun, prima piesă de televiziune, la început de tot, începuturile televiziunii. Pe Molière. Da, exact, acolo, în hala aia care era amenajată ca un studio, prima piesă de televiziune am jucat împreună. Cu Beligan. Se numea Un milion pentru un surâs, era o comedie adorabilă. Și am jucat-o acolo. În vremea aia nu se imprimeau, din păcate. Nu era nici măcar telerecording, nu era. Adică prima piesă care s-a făcut, pusă de Dodi Esric, Da. Doamna Gagealov, eu vă mulțumesc mult de tot pentru bunăvoință. Așa ne-am bucurat dacă ați venit în Ardeal împreună cu domnul Andrei Magheru. Sunteți iubite, sunteți prețuite, sunteți așteptate. Ne deplasăm greu, mamă, foarte greu acum. Dar de acum suntem bătrâni, ce să facem? Nu, dar în inimile noastre rămâneți aceiași. Vreau să-ți mai spun ceva. Aveam cu Radu aceeași zi de naștere, adică 14 decembrie. Ține minte și noi ziua noastră de naștere acum. Totdeauna ne sunam. Dacă îl sunam eu întâi, el mă suna după aceea. Și acum te sun eu. Dacă mă suna el întâi, îl sunam eu. Și acum te sun eu. Și așa ne felicitam reciproc și... Da, a fost și un intelectual foarte rasat, Radu Beligan. Foarte, foarte, foarte rasat. Totdeauna era cu o carte în mână și în turneile grele care le făceam, el nu stătea să piardă timpul, să discute aiurea, să... El era totdeauna cu o carte în mână, totdeauna aveai ce să vorbești cu el. Era o plăcere, era o minune a naturii, o minune, da. Încă o dată vă mulțumesc mult, doamnă Gagealov, pentru bunăvoință. Aștept, poate apuci să vii. O să ne vedem. Oricum o să vă trimit cartea cu birlic. Neapărat. Sunteți coautor. Am jucat cu el până la sfârșit, până la ultimul spectacol jucat. Știu asta. Cartea asta o să mai vorbim și probabil că o să vorbim și cu dumneavoastră. Neapărat. Vă mulțumesc mult cu de tot. O zi bună. Vă asigurăm de toată prețuirea și dragostea noastră. Toată și Dumnezeu să-l odihnească. Să-l odihnească în pace și acolo între stele, să stea acolo unde îi e locul. În locul lumină. Sărut mâna, mulțumesc mult! Sărut mâna! La revedere, pa, pa! Actrița Valeria Gagealov, societar de onoare a Teatrului Național din București, una dintre marile actrițe ale, să spunem, vremurilor noastre. Ați auzit, colegă și parteneră în multe spectacole cu Radu Beligan. Radu Beligan, domnule profesor, ați fost director de teatru. A fost și Radu Beligan director de teatru. Știți foarte bine, este foarte greu să fii director în general, dar director de teatru cred că este și mai greu să fii, pentru că acolo sunt orgoliile, vanitățile, vrem sau nu vrem, recunoaște sau nu vrem. Fiecare actor are personalitatea lui, fiecare actor vrea să joace, fiecare actor vrea să fie în fața publicului și dacă se poate în prim plan. Sigur că nu toți, oricât ar fi de teatru național sau de un teatru de provincie, nu toată lumea valoric este egală. Prin urmare, mă gândesc că este foarte, foarte greu să împaci pe toată lumea. Și am auzit, Radu Beligan a reușit să facă lucrul ăsta. Cunoașteți repertoriul Teatrului Național de pe vremea directoratului lui Radu Beligan. Mari spectacole. O să le amintim și în discuția noastră și probabil că o să vorbim despre câteva dintre ele, pentru că fără îndoială le-ați văzut. Colegii mei au pregătit și un montaj cu imagini din filme, din spectacole ale lui Radu Beligan, cu fotografii din marile lui roluri. O să-i rog pe colegii din regie să pună pe ecran acest filmuleț, răstimp în care
o să ne aducem aminte de câteva dintre marile spectacole, dintre marile roluri pe care le-a jucat Beligan. A fost din 45, a intrat în Teatrul Național, sigur, când, de fapt din 48, când s-au desfințat teatrele particulare și toți mari actori de atunci au intrat în Teatrul Național. Acum, neapărat trebuie precizat un lucru. La Teatrul Național din București vedea după ce ctitorise Teatrul de Comedie, care poartă pecetea stilului lui unicat. Așa este. Inimitabil. Așa este. Teatru care, în urma turneului făcut în Franța, cu piesa Rinocerii a lui Ionesco, da, se bucurase de un prestigiu enorm, lucru care i-a dat și lui Radu Beligan aura internațională, deținând președinția Institutului de Teatru Internațional ani în șir, Radu Beligan, și bucurându-ne cu toți spectatorii și toți viitorii, mă rog, în cazul meu, director de teatru, de luna martie, când se susținea conferința președintelui Institutului Teatru cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului. Acum în secvențe pe Radu Beligan din comedia O noapte furtunoasă din 1934 lui Jean Georgescu, un Rică Venturiano, de care vorbea și doamna Gagealov, inegalabil, a fost și un Dan Danache inegalabil și în spectacolul Teatrului Național din Sălile Vechi, pus de Sica Alexandrescu, dar și în filmul realizat după spectacolul de pe scena Naționalului, în care Beligan era un Dan Danache extraordinar. Acum vom intra imediat, o să avem o legătură cu o altă actriță, o mare actriță a teatrului românesc, care a jucat alături de Radu Beligan în câteva spectacole importante, cu mare succes la public. Ultimul, sau mă rog, printre ultimele lui roluri a fost cel din Egoistul, un spectacol cu o lungă viață. Da, un spectacol cu o lungă viață pe care eu l-am văzut și o să vă spun și în ce împrejurare l-am văzut, dacă stabilim legătura. Inițial juca doamna Carmen Stănescu. Dânsa s-a retras la un moment dat și locul dânsei a fost preluat în spectacol de actrița Simona Bondoc. Și odată fiind la București, îmi spune Simona, neapărat să vii să-l vezi pe maestru Beligan în spectacolul ăsta. Dar o să revin la acest spectacol. Suntem în legătură directă cu o altă mare actriță a Teatrului Național din București, care a jucat alături de maestrul Radu Beligan, doamna Adela Mărculescu, societară de onoare a Teatrului Național din București. Să-l dumneavoastră, doamna Mărculescu. Da, bună, Neluțu. Știi, vreau să spun ceva. De 3 zile, da, tot am citit, am ascultat, am văzut și nu știu, aseară am pus mâna pe o carte. Ce să fac? E vina ta. Cartea se numește Să crezi, să iubești, să dăruiești. Da, o am aici pe mășoară. O ai pe da, mășoară. Da, da. Și aș vrea să citesc un pasaj din acea carte. Pot te rog, să citesc? Te rog, Adela, te rog. Dar oare există comedie în care să apară pe scenă meșterul și să nu aibă succes? Iată-mă că sunt emoționată. Cred. Românii îl iubesc pentru că și el îi iubește. Îl iubesc pentru că generații de spectatori au crescut cu el. Îl recunosc imediat, e suficient să rostească un singur cuvânt și știi cine vorbește. Vocea lui este inconfundabilă. Ca la orice mare actor, adevărat actor, vocea este fără doar și parte unul dintre principalele aturi ale individualității și unicității artistului scenei. Și pe urmă, meșterul Beligan este unul dintre foarte puțini actori, aproape centenari, pe care scena românească i-a avut și spuneam noi atunci și iată îi are. Asta este mare lucru, să fii contemporan cu Radu Beligan, să poți să-l vezi încă pe scenă, să-l asculți povestind, să te bucuri de prezența lui. Doamne, câte ar avea meșterul de povestit! Da, cred că ar avea multe de spus. Încă. Încă, da. Pentru că asta a fost, asta a vrut să facă toată viața. A reușit, dar din păcate
Da, nu Adela, ai jucat, celor, da. Ai jucat de Radu Beligan în poveste din Hollywood. Da, ai jucat alături, Doamne, de Radu Beligan, încerc să-mi aduc acum aminte. Da, în Harvey. O comedie adorabilă, o frumusețe. Adorabilă, da, adorabilă, cu o distribuție în care, da, în care poate printre puținele, sau erau la începutul seriei de spectacole prin care tu ai dat dovada și calităților tale de comediană, pentru că ai jucat ani și ani și ani și ani de zile roluri de dramă. Dar iată, un regizor a avut inspirația să pună într-un rol de comedie și și-a fost un succes răsunător. Cum era Radu Beligan? Este imprimată. Piesa există la televiziune, ceea ce este într-adevăr extraordinar. Cum era Radu Beligan ca partener de scenă? Ce să spun, era un coleg, un partener și poate fără să știu nici eu atunci, nici el, cel care m-a învățat mereu și mereu ce înseamnă această meserie. Într-adevăr, așa cum spune mereu și cum a spus, iubire, viață, iubire. Nu, nu, el este inconfundabil. Este. Și așa cum spunea o colegă mai tânără, este ultimul aristocrat al teatrului românesc. Da, cu Radu Beligan se încheie, o, epocă, cu tristețe spun lucrul acesta, se încheie o epocă, epoca marilor, uriași, clasicilor în viață. Tu ai jucat nu, și de alții. Dar nu numai mare actor, un om de mare cultură. Asta spuneam. Ceea ce astăzi să-mi fie cu iertare, o spun cu durere, tinerii nu mai sunt pregătiți, vorbesc de tinerii viitori actori. Este atât de trist, nu știu istoria teatrului în care vor să intre, în care vor să pășească, nu știu actorii, uitarea asta este ceva îngrozitor. Într-o carte despre Birlic, care o să apară în curând și în care sunteți autori, vreo 7 mari actori ai Teatrului Național, care a jucat alături de Birlic, tu spui lucrul acesta altfel, adică cu tristețe, cu aceeași tristețe și cu o revoltă mută, dacă vrei. Pe vremea când tu erai partener al lui Birlic în teatru, nimeni dintre tinerii actori nu întreba cine e ăsta sau cine e asta. Deci, astăzi, de pildă, sunt foarte tineri actori care... Acum, eu nu deconspir, nu spun din casă, dar îmi spunea o prietenă, profesoară de teatru, într-o facultate de teatru, că studenții ei nu știu cine este George Constantin, nu știu cine este Amza Pelea. Așa e. Ce așa să e. Mai vorbim de Bilic, de Sonia Cluceru, de Elvira Godean? Adică au fost odată, adică nici măcar nu ne mai gândim că cum mai știe cineva. E, asta este tristețea. De asta mi-e frică. Mi-e frică de uitare. E adevărat că, știu că spunea odată un străbun al nostru, că viața celor morți se află în amintirea celor vii. E, cei vii. Și când cei vii nu vor mai fi nici ei, ce se întâmplă? Este cutremurător. Da, este soarta actorului de teatru, a cărui glorie, a cărui viață trece odată cu fiecare spectacol. Da, este efemeră, așa este. Este efemeră. Dar oricum meritați mult mai mult voi, mari actori de teatru și toți cei care slujiți teatrul. Măcar o carte, să rămână în amintirea voastră, pentru că, e adevărat, rămâne maestru Beligan în mintea mea, în mintea invitatului meu, în memoria afectivă a unei generații. Dar în rest, și Neluțu, încă noi, vorbesc de generația mea, de oamenii de vârsta mea, încă am mai apucat să lăsăm ceva după noi, atât în radiodifuziune, cât și în televiziune, dar pentru cei care pășesc acum pe această cale, pe acest drum, nu mai există nici așa ceva. Radioul care făcea, îmi aduc aminte, în fiecare zi la ora 8 dimineață, nu exagerez, eram la radio. Se imprimau câteva piese pe săptămână. Iar acum când ne întâlnim, spunem, poate ne vedem la anul. E trist, nu? Anul viitor la aceeași oră. Anul viitor la aceeași oră, ca să parafrazez câteva piese în care ai jucat. Da, este groaznic. Da. Da, asta este. Nu mai sunt bani. Totul se învârte acestui ban.
Acum bani sunt destui, pentru că vedem, Adela, fac o paranteză poate inoportună, vedem cât se fură în țara asta. Nu s-ar fura dacă nu s-ar avea, dacă n-ai avea ce să fur, n-ai ce să fur, nu? Dar vedem cum se fură. Adela, scumpă și dragă, îți mulțumesc pentru intervenția ta. Noi, cu ajutorul Domnului, o să ne vedem curând, pentru că o parte din vacanța ta de vară va fi în Ardeal, la Blaj. Și ca întotdeauna și pentru totdeauna. Tot de atâția ani. O să ne vedem la mine la Blaj și atunci o să venim într-un sfârșit de săptămână și aici în studiourile noastre și o să fii în direct cu prietenii tăi și de la Alba Iulia. Și întotdeauna o fac cu foarte multă emoție. Știu asta. De la îți mulțumesc mult și Dumnezeu să-i rândească lumină și odihnă veșnică. Acum mă duc. Mă duc la meșterul, da. Da. Bine, Adela, o zi bună și binecuvântată. Îți mulțumesc mult de tot. Să rămână. Pa, să rămână. Adela Mărculescu, societară de onoare a Teatrului Național din București, parteneră în multe spectacole parteneră lui Radu Beligan. Domnule profesor, spuneam că trecem în revistă foarte repede, cât pot să treci în revistă, câteva dintre rolurile mari pe care Radu Beligan le-a interpretat. Ultimul, în Egoistul, spuneam, în regie proprie, l-am văzut și la Alba Iulia, Antache, Anche și Cadâr, probabil că l-ați văzut și dumneavoastră, într-un spectacol memorabil, asta era pe vremea directoratului lui Dinu Săraru. Vreau să vă spun, eram la Dinu Săraru în birou, la Teatrul Național și lucram într-o altă televiziune, n-am avut timp, dar am filmat o repetiție, sau mă rog, fram într-o repetiție cu Radu Beligan la o piesă, se relua după câțiva ani, În numele trandafirului, și am acasă în arhiva mea sentimentală și foarte valoroasă un filmuleț de poate 12-15 minute în care maestrul Beligan împreună cu alți actori repetau și un lucru foarte care pe mine m-a impresionat teribil. Aciocând cineva la ușă, era maestru Beligan, discret, nu voia să deranjeze și atunci am aflat că Dinu Săraru, în semn de respect, pentru că Beligan nu mai era directorul Teatrului Național, lângă biroul lui de director, i-a făcut într-o odaie un birou al lui. Spunea, un om ca Radu Beligan nu poate să nu aibă biroul lui și locul lui când vrea să vină în Teatrul Național. Deci, l-am văzut în numele Trandafirului, regia lui Grigore Gonța. Eu l-am văzut la Cluj într-un turneu în rolul actorului din Azilul de Noapte, în regia lui Ion Cojar, într-o comedie frumoasă, Cotletele. A jucat într-un spectacol singur, într-un one man show, Contrabasul. L-am văzut în Poveste din Hollywood cu Adela Mărculescu. Apoi a fost Spirache Necșulescu, iarăși un rol de neuitat, Spirache Necșulescu în Titanic Vals. L-am văzut, a jucat Filomena Marturano cu iarăși neuitata Marcela Rusu, era Filomena Marturano. Apoi a fost un Cherea în Caligula, iarăși un rol important, a fost Richard al III-lea, un rol discutabil sau o interpretare discutabilă, comentată, dar a fost un Richard al III-lea convingător. A fost Robespierre în Danton al lui Camille Petrescu, a jucat apoi în Prizonierul din Manhattan, de care spunea doamna Gagealova, asta în 73 era, regia lui Mihai Berechet. A jucat Viața unei femei în Sinfonia patetică la deschiderea Teatrului Național, tot în 73. A fost Ștefan Valeriu în Jocul de a Vacanța, George în Cui e frică de Virginia Woolf, de Eduard Albee. Apoi în Invitație la Castel, de Anuil. În Bădăraniu, Filipeto adorabil în Bădăranii, pe care îl vedem și pe film, spectacolul a fost filmat. A fost Profesorul Miroi în Steaua fără nume. A fost Dan Danache, spuneam, într-o scrisoare pierdută, Doctorul Șmil în Apus de soare, a fost apoi Stepa în Platon Crecet, de care spunea doamna Gagealov, a fost Mircea Cavaf în Mielul turbat de Baranga,
A fost, a fost, a fost. Din păcate, la timpul trecut vorbeam și cu Adela Mărculescu, asta este neșansa actorului de teatru, să rămână doar în amintire. Foarte puține, din păcate, foarte puține spectacole, mari spectacole sunt filmate și de aia, domnule profesor, nume mari din teatru românesc din anii 50 sunt necunoscute, spunea și Adela. Din spectacolele menționate, l-am văzut în Beranger, în Vinocerii, așa. L-am văzut în Miroiu, l-am văzut în Exulescu, l-am văzut în Caligula și acest spectacol dat la Petroșani, despre care menționam, în partener, având ca partener pe Valeria Gagealov, Prizonierul din Manhattan, un cuplu, o piesă de Neil Simon, de foarte mare, mare succes, cu sute de reprezentații date în țară. Aproape contemporan fusese premiera pe Broadway în 71, 73 tradusă și jucată și în 75 film făcut după piesă și jucată concomitent, vedeam spectacolul american și spectacolul românesc. Aveam mari relații ca președinte al Asociației Mondiale a Teatrului, aveam mari relații și mulți prieteni, era prietenul Jean-Louis Barrault și odată într-o emisiune de televiziune cu mulți ani în urmă a intrat într-un direct Radu Belican cu Jean-Louis Barrault, era prieten cu Sir Laurence Olivier. Dar cu cine nu era prieten? Mare actor din lume, a fost prieten cu Salvatore Dalí. Eu am o carte prin prietena noastră comună, să spun, Adela Mărculescu, maestrul Berigan mi-a trimis în urmă cu 2 ani o carte pe care o am aici, cu o dedicație foarte măgulitoare și care, nu știu, și atunci însemna ceva, dar astăzi înseamnă pentru mine... înseamnă și mai mult. Aceasta este șansa lui Radu Belligan față de majoritatea actorilor, a căror existență artistică este efemeră. Pentru Radu Belligan rămân și cărțile personale, care sunt eseuri, studii de teatru, estetică teatrală și acestea sunt un neprecupețit mijloc de a intra, a rămâne în amintirea celor care l-au cunoscut, tocmai prin slova scrisă pe care a avut har să o mânăiască Radu Belligan. A avut șansa, iată, să apară în câteva filme, secvențe din câteva filme în care a apărut, deși are o filmografie impresionantă, o să eu mi-am scos. Filme, da, a început în 43 cu O noapte furtunoasă, Visul unei nopți de vară, Răsună valea, Lanțul slăbiciunilor, Vis, dar Rendașul român, O scrisoare pierdută, Afacerea protar, care era după Mihail Sebastian, Casa de pe strada noastră, acolo a pus vocea. Momente de Caragiale, Două lozuri, Directorul nostru, Bădăranii, celebru 702, Lanterna cu amintiri, Pași spre lună, Castelanii, Șeful sectorului suflete, Explozia și multe, 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 multe alte filme. Vorba dumneavoastră, peste 30 de filme. El a avut șansa să rămână, spre deosebire de mari alți actori care n-au prins cinematograful sau n-au fost cultivați. Da, sau televiziunea. Acum suntem din nou în legătură cu o altă mare actriță a Teatrului Național din București, doamna Rodica Popescu-Bitănescu. Alo? Alo? Este... Alo? Bun, o să stabilim legătura. Rodica Popescu-Bitănescu o să intre să ne împărtășească din amintirile ei despre Radu Belligan, Sigurătatea florilor pe care am văzut adinauri, premiera după o piesă de Baranga în care a jucat Rodica Popescu-Bitănescu chiar la premiera piesei Travesti, se cheamă piesa. Apoi Aurel Vlaicu, Ian Cujianu Zapciu, Rețeaua S, Ian Cujianu Haiducul, Întoarcerea la dragostea din tâi, Galaxomul Păpușă, Horia și în sfârșit multe, multe alte filme. Suntem acum în legătură cu actrița Rodica Popescu-Bitănescu, societară de onoare a Teatrului Național din București. Sărut, dumneavoastră, Rodica! Da, bine v-am găsit
dragă Neluțu, și într-un moment atât de important pentru noi toți, pleacă dintre noi astăzi definitiv cel care a fost marele actor, marele profesor, regizor, traducător și nu în ultimul rând a spune director de teatru Rodica Radu Nu mai Beligan. Spunem că el a fost director de teatru la Teatru de Comedie și în primul rând la Teatru Național, și eu am avut fericirea să joc sub conducerea inegalabilului Radu Beligan. Sigur că și eu sunt foarte emoționată și până la urmă m-am gândit că trebuie să înțeleg că a venit momentul pentru Radu Beligan să sune clopoțelul și să-l cheme dincolo. Pentru că el a muncit atât de mult toată viața și a făcut atât de multe lucruri minunate pentru teatru, pentru publicul din România. Pentru publicul, spuneam întotdeauna, am spus că este o mare pierdere pentru publicul românesc și o mare pierdere pentru publicul european, pentru toată Europa. Să nu uităm că el a fost președintele Asociației Internaționale a Teatrului. Ani, zeci de ani de zile. Să nu uităm că el ne-a reprezentat întotdeauna pe noi actorii. Să nu uităm că a tradus piese pentru noi, a pus în scenă pentru noi, a fost profesorul multor, multor actori, colegi de-ai mei. Și pe urmă să știți că el ne-a ajutat pe foarte mulți. Pe mine m-a ajutat și am spus și repet că o să fiu recunoscătoare până la sfârșit pentru faptul că mi-a deschis drumul spre dramaturgie. A fost primul om care mi-a citit prima piesă pe care am scris-o, 5 femei de tranziție, și m-a încurajat atât de puternic, mi-a dat aripi. Datorită lui am scris în continuare piese, iar acest spectacol, 5 femei de tranziție, se joacă de 14 ani la Teatrul Național, săptămânal, cu casa închisă. După aceea am jucat în continuare celelalte piese. El a fost omul care a venit și mi-a văzut toate spectacolele, înțelegeți? Radu Beligan, la o vârstă anume, venea să-mi vadă piesele mele, venea în sală, ca să vadă cum scriu și cum le-am pus în scenă. Păi de-a să credeți, sunt colegi tineri care nu vin la teatru, nu la piesele mele. În general, nu vin la spectacole colegilor. Îmi spuneai? Acest om venea să urmărească spectacolele mele și ale altor colegi, bineînțeles. Îmi spuneai, Rodica, este o mare pierdere. Este o mare pierdere. Dar să știți un lucru, că vine un moment în viață când noi trebuie să înțelegem că așa am început, că sună clopoțelul pentru noi. El și-a făcut atât de bine datoria. A muncit atât de mult și a fost atât de prezent până la 98 de ani, pentru că el în câteva luni împlinea 98 de ani. Un fenomen. Și pe urmă el este, a fost și va rămâne mult timp firul roșu pentru noi actorii. El ne-a condus, noi am mers mai departe prin el. Și o să mergem, pentru că suntem foarte mulți care am prins școala lui Radu Beligan și o să o ducem mai departe și o să o transmitem și altora. O spun cu multă plăcere și îi spun acum lui Radu Beligan să nu-i fie frică, să nu întoarcă capul înapoi, să meargă înainte și să știe că noi l-am iubit și că eu îl respect. Și îi port foarte mare de cunoștință. Rodica, îți mulțumesc mult de tot. Emoția ta este transmisă și nouă și prin televiziune tuturor celor care ne văd acum. O emoție firească, o emoție care este clar, pornește din inimă, pornește din conștiința ta de actriță și de om. Îți mulțumim mult de tot și ne pare rău că te-ai întristat. Asta, vorba ta, asta este mersul vieții. Probabil că așa trebuie să fie. În mod sigur așa trebuie să fie. Îți mulțumim mult de tot, Rodica, și te așteptăm cu drag la noi. Și eu mulțumesc. Îți mulțumesc mult. Da, emoții, oameni care l-au cunoscut, oameni care l-au iubit, oameni
care datorează mult acestui mare, mare actor. Îmi aduc aminte de începuturile mele la conducerea teatrului din Petroșani. Produs tocmai după ce în 71 iulie se ținuse Congresul Culturii și Educației, care a vituit viața culturală românească. Tocmai în acel context a fusese loc la Consiliul Culturii o ședință de perfecționare, cum se făcea atunci, și cuvântul de deschidere după Mihnea Gheorghiu l-a avut Radu Beligan. Radu Beligan, alături de ceilalți directori care erau în teatru din țară și din București. La operă era Mircea Horea Simionescu, în Ploiești era Toma Caragiu, în Craiova era Amza Pelea. Am beneficiat de, am solicitat ca novice în, în teatru sfaturi la și au fost foarte receptivi la solicitările mele. Am tânăr, nici 29 de ani nu aveam și au fost cei care mi-au dat sfaturi prețioase și care, prin care am răzbătut. Așa că lecția marilor actori este dusă în amintirea celor care au beneficiat de munca lor. Domnule profesor, eu vă mulțumesc mult de tot pentru că ați venit astăzi în emisiunea noastră și pentru că m-ați ajutat să realizăm acest moment in memoriam Radu Beligan. Fiecare dintre noi, cei care iubim teatrul, cei care iubim filmul, cei care iubim arta de adevăratele și valorile reale, sigur că simțim ceva în inimă acum când ne despărțim de acest mare actor și când spuneam, odată cu plecarea lui dincolo se încheie o epocă și o, o pagină de istorie glorioasă în, în, în teatrul românesc. Vă mulțumesc și... Și eu vă mulțumesc. Să ne mai vedem și cu alte prilejuri și sub auspicii poate ceva mai... luminoase. Mai luminoase și deși lumina o să fie cu Radu Beligan, pentru că a fost un om bun și un... Da. Acum din nou un moment de publicitate, după care ne vom destinde ușor și vom vorbi despre vacanță, vom vorbi despre lucruri estivale, poate și despre școală, cu un director de școală de aici din Alba Iulia, doamna profesor Elena Ignat. Rămâneți cu noi în continuare. Să condimentăm cu bun gust, să aranjăm cu rafinament și să simțim aburii celor mai inedite preparate. De la tradițional la excentric, bucătăria voastră nu va mai avea secrete. Sunt șef Toma și eu pun sarea și piperul în bucate. Revenim, dragi prieteni, și spunem acum bun venit doamnei profesor Elena Ignat. Mulțumesc, Demisu, pentru invitație. Bună ziua telespectatorilor. Mă bucur că ți-ai rupt din programul de vacanță. Când te-am sunat că stai la această emisiune, te-am întrebat unde ești cu, cu Dan, pe ce plajă vă răsfățați, pe ce ai spus, pe, suntem la soare românesc, la soare mai mult decât românesc, la soare de Alba Iulia. Dar ați fost în vacanță, unde ați petrecut? Da, am fost un pic în Grecia. E un loc preferat de noi, e o apă frumoasă acolo, e simplitate și cred că e necesar în fiecare vară să ne deconectăm, să ne tăiem un pic legăturile cu rutina zilnică și să ne ducem așa un pic să ne încărcăm bateriile, să ne reculegem, să ne facem niște analize, niște mentale, să ne analizăm pe noi înșine, da. Sigur. Dar o să te întreb, tot mai mulți concetățeni ai noștri și aici, din Alba Iulia și din Blaj și de peste tot, la urma urmelor, iau, unde mergem în vacanță? Mă duc în Grecia, mă duc în Turcia. Acum cu Turcia e ceva mai complicat decât cu evenimentele astea de acum o săptămână. Mă duc în Bulgaria. Ieri vorbeam cu cineva și am fost în Bulgaria.
dar nu vă puteți imagina, îmi spunea persoana respectivă, câtă preocupare a celor de acolo pentru confortul meu, al turistului. Pentru că oamenii înțeleg că eu le dau bani lor și că dacă eu nu le-aș da bani lor și aș da în altă parte, ei ar trebui să închidă la o vreme, la un moment sau un alt, într-un moment sau altul, nu? Ei, de ce crezi că tot mai mulți, și asta nu ține neapărat de oamenii care au posibilități materiale, pentru că sejururile sunt relativ ieftine, adică și îmi spunea domnul ăsta, și cu cât am plătit în Bulgaria, zice, nici pe departe nu puteam să stau în România. Da, de ce crezi că lipsa asta de preocupare la noi pentru valorificarea ceea ce avem atât de frumos și atât de atractiv? Am cunoscut o familie de români care locuiesc în Irlanda de 20 de ani, în Grecia, ne-am cunoscut, ne-am întâlnit și ei vin în fiecare an în țară, dar totuși pe litoral merg în Grecia. Am încercat câțiva ani la rând să dăm credit turismului românesc, serviciilor din țara asta. Dar, din păcate, nu ne ridicăm la nivelul la care ar trebui și mai ales dacă facem așa o raportare la prețurile pe care le plătim și serviciile pe care le primim ca și turiști, cred că ieșim foarte prost. Nu știu de ce nu vrem să ne maturizăm, nu știu de ce nu vrem să facem lucruri bune, că nu e numai în turism, așa e în toate domeniile de activitate. Da, și așa cum ai zis, am fost și în Bulgaria, se pare că sunt mai serioși decât noi. E aceeași mare, dar e mai frumoasă ca aici, e mai curată, nu știu de ce. Cred că se preocupă serviciile acelea de curățare a plajelor, de amenajarea lor, cred că sunt un pic mai temeinici, mai serioși decât noi și noi încă n-am înțeles ce bine putem să trăim din turism. Că slavă asta, Domnului, potențial natural există. Exact, avem și munte, avem și mare, avem și delta, avem și Dacena, avem și mănăstiri, avem și Bucovina, avem și Maramureș. Avem și deșert azi mâine prin Oltenia, că au declișat aia și se transformă în deșert. Deci o să chiar avem așa și o țară înzestrată de la Dumnezeu cu toate frumusețile și să nu conștientizăm lucrul acesta și să ne ridicăm la și de neputința asta, știi, pe la care asistăm, la urmă, că mereu ne întrebăm, fiecare dintre noi, cei care nu avem putere de decizie, dom'le, cum Dumnezeu este mare aia, sunt munții aia, sunt, nu știu, podișuri, dealuri, dar ce nu sunt, mănăstiri, sunt locuri, o frumusețe în care nu ajungi, nu sunt drumuri, nu sunt autostrăzi, nu mai zicem de autostrăzi. Nu mai vorbim de infrastructură, nu, deci da. Asta, da. Și de asta de ani și ani și ani și ani de zile. Ce se întâmplă totuși? Acum nu te întreb și ca politician, pentru că nu te întreb, dar totuși ești un om responsabil, ești un om care ai o menire în lume, ești un om care conduci într-un fel, nu un departament important din viața omului, adică un sector din învățământ. Eu zic că dincolo de inconsecvența asta și de schimbările acestea care se fac în mod repetat la toate ministerele, la toate nivelele, faptul că nu există o coerență în aceste politici de dezvoltare, indiferent de ce domeniu vorbim, sigur că afectează. Dar dincolo de asta, eu zic că e responsabilitatea fiecăruia în parte. Bine, eu sunt responsabil pe ceea ce fac, au să fac cât mai bine pot. Sunt responsabil, nu știu, în calitatea mea de cetățean, adică mă duc la vot, chiar dacă n-am cu cine să votez, nu? Respect, bun, dar nu la nivelul meu. E adevărat că nu toată lumea poate e așa. Este la nivelul foarte, foarte de sus, unde vedem. Acolo e responsabilitatea și acolo e duplicitatea și acolo e minciuna. Vorbeam săptămâna trecută într-o emisiune, cred că cu inspector general adjunct de la învățământ. Și spuneam, domnule inspector general adjunct, dragă Dane, nu vezi că în învățământ, acum iartă-mă, că am zis că nu vorbim de învățământ pentru că e vacanță. Da, putem să vorbim în vacanță. Exclusiv, toate revendicările învățământ sunt cele salariale. Deci eu n-am auzit odată cineva să spună, domnule, uite, protestăm împotriva programelor care sunt făcute cu picioarele, protestăm împotriva, nu știu, la orice lipsei de nu știu ce, salarii. Și vezi că liderii de sindicate
Adică de 25 de ani, același lucru. Salariu, salariu și salariile nu sunt. Și asta îți spun. Și de-aia, cum sunt manipulați la medici, tot așa. Tot așa. Cum sunt manipulați oameni care ar trebui să aibă, cum să spun, un cuvânt de spus în societatea românească. Și a călor conștiință civică ar trebui să fie exemplară pentru cei care nu mă duc la vot că n-am cu cine să votez sau nu mă duc la vot că nu vreau, înțelegi? Deci de-aia spun, dacă și oamenii, categoriile sociale, profesionale, din care faceți voi parte, medici, profesori, sunt, pentru că de 25 de ani, dar ăia tot la sindicate sunt, tot ăia sunt, tot un om rezonabil, n-am reușit într-un an, 2, 3, eu mă retrag, puneți pe altul care are, poate să conducă lupta cea mare. E, nu, n-ai văzut oameni din ăștia care să se retragă că... Să se tragă în guverne, să se tragă în ministere. Pot, sau da, că... da, i-am văzut retrăgându-se așa. Poate, uite, ba da, îmi vine în minte un exemplu, da, Mircea, da. Miclea, Mircea Miclea, care nu, s-a și retras doamna, pentru... Da. Da, 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 faptul pentru... că nu era bugetul atâta, exact, cât era în lege, 6%. Și mai era un ministru la cultură. Adică e primul lucru în prima în nerespectarea legii educației, Mircea este Ardelean, primul așa punct, bugetul. O mică paranteză, era, da. Ardelean, este Ardelean. Da. Din păcate, eu așa zic, vina e împărțită. Politicul, pe de o parte, faptul că sunt promovați oameni fără viziune, și fără caracter, Elena, viziune, iartă-mă, și viziune că ești elegantă și ești o doamnă, dar sunt oameni care n-au nici cele mai mici sigur, elemente care să... Evident că nu generalizăm. Sunt și oameni, da, buni că nu, și oameni serioși. Dar sunt atât de puțini încât sunt aproape nevăzuți. Da. Sau, da, de nevăzut. Dar în general sunt oameni care n-au viziune, sunt oameni care sunt niște yes-men, deci care n-au curajul să... facă schimbările profunde de care este nevoie în fiecare domeniu de activitate și pe cealaltă parte, deci nu pot să nu revin cu aspectul acesta, este vina noastră fiecăruia în parte. Pentru că și oamenii ăștia care sunt promovați, până la urmă, tot din vina noastră sunt promovați. Sigur, și nu pot să ajung acolo dacă nu-i votez. Niciodată, sigur. Întotdeauna, da, stau cu minte și dacă se poate să spun pe la colțuri ceva, spun, dacă nu, într-un for în care pot să mă exprim, nu fac. Deci vina e oarecum împărțită și a politicului este vina, a oamenilor care sunt de multe ori incompetenți și, așa cum am zis, fără viziune și fără strategie, se duc acolo pur și simplu să acceadă într-o funcție pentru ei, nu pentru ceilalți, nu pentru a produce binele în jurul lor și în sistemul pe care îl coordonează, pentru o recunoaștere pur și simplu a lor personală că au urcat pe o scară. Și pentru beneficii, Elena. Sigur, și pentru beneficiile materiale. Pentru beneficii, pentru că vedem clar că sunt nu foarte mulți, orbi, sunt foarte mulți, nu? Cum prosperă, din păcate, care ajung așa. Și cum, uite, Elena, asta e, eu îi văd și știu acum de ani de zile, cum vin și cerșesc votul, candidați la Parlament sau la... vin și, vai, sunt atât de popular, pupă mâna la toate babele care le ies în drum, prin toate satele, toți îi iau pe după cap, mănâncă de la fiecare. Ei, în momentul în care este acolo, se uită cu un dispreț la tine, uită, evident, ce, și uită de unde au plecat. Și uită, nefericiții, că de fapt au ajuns acolo pentru că am vrut eu. Da. Pentru că oricâți bani ai avea, nu poți să te pui parlamentar. Nu poți, dacă nu te votezi. La propriu, dacă nu te votezi. Este rușinos. Este rușinos și oamenii și-ar trebui să dispară, astfel de oameni, să rămână ea buni, aia care trebui, chiar au interes pentru țară. Ar trebui mult să dispară, dar din păcate... Să dispară din viața publică, spune. Evident, din păcate nu cred că se va întâmpla, pentru că... Pe cine să pui în loc? Așa consideră că este necesar să meargă mai departe, pentru că au acumulat o experiență și păcat acum să formăm alți oameni. Ce experiență în ce? Experiență în ce? Ce înseamnă legislativ. Da. Eu știu un parlamentar, știi, care două de alea a avut la Blaj și nici cu gândul nu trecea prin Blaj. Și mai mult, în sfârșit, chiar eu, vreau să-mi strig eu sunt de acord cu ideea aceea de a se vota o lege cu două mandate de parlamentar, pentru că atunci noi n-ar trebui acum să tot spunem despre renoirea clasei politice. Ea se renoia în mod firesc, tot la două mandate, da, la 8 ani, se renoia. Dar așa, uite că nu dorește, păi, nimeni să părăsească asta parlamentul. Trebuie votată în parlament, ori trebuie să fie...
Da. Nu știu cum, ca să-ți stai cracat de sub picioare. Păi și din păcate nu avem specialiști în Parlament pe toate domeniile de activitate. Eu văd la sistemul de educație. Nu vezi? Foarte puțini profesori sunt în Parlament, foarte puține cadre didactice și atunci în Comisia de Educație sunt oameni care se afiliază acolo, dar nu prea au legătură cu educația. Sigur, din perspectiva faptului că sunt părinți sau bunici sau știu eu, pot gândi lucrurile, dar nu e același lucru ca atunci când cunoști sistemul. Și revin și spun că omul sfințește locul și eu la școala Avram Iancu am implementat un program de formare a cadrelor didactice, pentru că nimic nu e mai important ca resursa umană. Oricâte videoproiectoare am avea, oricâtă bază materială am avea, omul este cel mai important și nu mai trebuie să stăm să ne vină de undeva de sus programe de formare sau... Deci trebuie să ne luăm noi deciziile astea de a ne face viața mai bună, viața profesională și evident și cealaltă, personală. Pentru că atunci când ești mulțumit la serviciu și în plan profesional, cu siguranță te duci acasă relaxat și liniștit și duci acasă bună dispoziție. Și invers. Și eu am încercat împreună cu colegii de la școala noastră să facem un astfel de program, de să parcurgem un program de formare în anul trecut și spun că a dat rezultate bune. Simt echipa altfel, simt o dorință mai mare din partea colegilor de a schimba ceva în relația lor cu copilul, de a schimba ceva în relația lor cu părinții și chiar în relația dintre colegi simt oarecare coeziune, o îmbunătățire. Pentru că facultatea nu îți dă toate abilitățile și toate cunoștințele, doar te pune pe un făgaș să mergi mai departe și să cauți și să înveți. Și asta nu vor să înțeleagă oamenii maturi, că n-au terminat învățarea odată cu încheierea facultății. Am o diplomă, sunt profesor. Ca să nu mai spun o diplomă de am dat un doctorat, gata, am încheiat, nu mai citesc, nu mai vedem. Și știm noi ce vorbim. Respect pentru cei care au doctorat, respect pentru cei care au doctoratul cu sudoare și fără copy-paste și fără ceea ce vedem, este înfiorător. A devenit este o banalitate înfiorător. Și da, doctoratul da, acesta, da, din da. Păcate. Încât aproape că nici nu mai știi. Îl vezi doctor și nu știi pe care să-l respecti. Da, înainte, pe vremea noastră, când auzai doctor în ceva, era într-adevăr, era un statut. Doctoratul îți dea un statut. Astăzi, uite-te, toți parlamentarii. Adică să Elena, nu spunea că spune pauză. Am auzit de unul că e doctor din Parlament. Să mor eu dacă l-aș știe scrie după dictare. Pe cuvântul meu îți spun, adică e cumplit, nu e adevărat. Exagerez eu nițel. Dar oricum, nivelul este... Adică din felul în care se exprimă. Care este doctor. Și aici e vina noastră a oamenilor. Păi eu nu am dat doctorat. Nu e politicul, e vina noastră a oamenilor. Păi dar l-am pus eu să copieze. Prea ușor acceptăm totul și... Da, și nu avem. Da. Și... Noi acum te iau parteneră, știi, că te iau parteneră într-un demers. Eu în fiecare emisiune vreau să le aduc aminte telespectatorilor noștri și peste tot unde mă duc spun același lucru. Dom'le, noi am fost chemați la un referendum în legătură cu compoziția, structura Parlamentului. Rezultatul referendumului validat de Curtea Constituțională, deci nu a fost o vorbă în vânt, o cameră și sub 300 de parlamentari. Acum au început, am văzut la televizor, să ne aburească, că două camere, dar 400, dar nu 700 aproape că sunt acum. Adică așa, să nu uităm că dacă uităm și de data asta, evident că Mișei o să braveze în țara asta, că tot ăia în 90% o să meargă în Parlament și că tot același kilometri de autostrăzi avem, tot acea situație în învățământ, tot aceeași privilegii pe care cu nerușinare ordinară o spun responsabil și le creează. Și le crea pensii, da, și angajează pensii, neveste, copii. De ce?
plătește cât cum plătește o cetățean. Ai ce un ai venit stat, lunar ai... pentru care vei avea o pensie lună, funcție, nu? Pentru da, faptul că ești nu plătești, parlamentar, funcție, de ce trebuie funcție, să ai pensie specială? De contribuția ta la fondul exact. De pensii. Adică de ce să ai de 10 ori cât ai contribuit? În detrimentul cui? De ce ai beneficii două mandate sau lasă, 7 sau 5 când ești lasă parlamentar? Sigur. Un salariu foarte mare, vei avea și o pensie mare raportată dacă, la contribuția. Dacă așa cum salariul nu mare, veniturile sunt de foarte mari. De ce trebuie adică... să fie o pensie specială? Pe asta da, pentru că așa vor mușchie lor. Și atunci ei votează, pentru că ei te ignoră pe tine. E care... o zidare, clar. Nu, este o zidare ordinară și când da. Auzi. Hai că... Spune-ne, ce gătești vara și cu ce hrănești pe Dan? O, ce copii, gătești vara? Soacră mare? Da, am avut un eveniment important în familie în anul acesta, da. La sfârșitul lunii iunie am fost soacră mare. Da. Da, și bă, cred că a fost o nuntă reușită. Alin Ignat, dragul nostru Alin Ignat, talentatul Alin Ignat, fiul Elenei și a lui Dan. Da, s-a căsătorit. Ai avut emoții? Sper să... Da, am avut emoții, normal, e firesc. Sigur, am încercat să mă mobilizez și să, că altfel era... Sigur. Era greu să tot plângi o zi întreagă. Nu, m-am mobilizat, m-am obișnuit cu ideea că pleacă pe un alt drum și, sigur, asta e mersul vieții. Ai amicii stau cu voi? Nu. Nu, stă foarte bine. Sunt liniștit. Nu. Și sper să se înțeleagă și să aibă sigur, o să căsnicie reușită, sigur. Măcar ca da. Măcar ca cea a părinților lui. Da, care se supere că extraordinar. Da, și, da, avem 30 ne știm de o viață mulți înainte și... chiar am fost și la voi de multe ori și da. Prieteni frumoși aveți. Ar fi minunat da. Să, Elena, să aibă așa o familie. Vara, acum e vară, că acum lăsăm și școala și deocamdată referendumul cu Parlamentul, că nu uit eu. Ce gătești? Spune-le telespectatorilor noștri, telespectatoarelor noastre. Ce gătesc? Ce mai de ușor așa de vară? Mai acum, nu... ciorbă de fasole am făcut acum vreo două acum zile, e... care e minunată. Aș face-o tot așa la 2-3 zile. Mâncai e ușoară, da, 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 da. Și foarte plăcută. Salate, salată grecească, cu un pic de telemea și roșii. Acum am făcut eu la, n-ai văzut, am făcut o salată grecească, am luat-o exact după rețetă grecească. Toate lucrurile le găsești în țară. Da. Tot. Mai puțin oregano, care nu e din țară, dar se găsește. În rest totul. Și marele secret, știi, care e la salata grecească. Dacă am aflat. Spui. Deci le pui toate strat, salată verde tăiată, castraveți mai mari, necurățați de coajă, roșii tăiate și alea mari, ceapă uscată, nu verde, ardei, măsline și bucăți de brânză telemea. Alea puse și, deasupra, așa frumos. Și pe alea deasupra frumos pui oregano și deasupra pui ulei de măsline, așa, să prisosească. Chestia este, ce îmi spun grecii, să nu amesteci. Da. Să nu amesteci salata. Ori o faci pe platou și pui așa și mănâncă fiecare de pe platou lui, sau dacă ori faci pe ceva mai mare, atunci iei și mănânci da. Cu ăla. Că dacă o amesteci, iese nu, o flășcăială acolo care îi strică toată aia. Deci știi rețeta. Da. Am făcut acum două săptămâni, cred că rețeta asta. Acum două săptămâni. O salată exotică, îți spun, foarte spune-mi bună. Și mie. Fiți atenți. Rucola. Este. Cam 100 de grame și o mână bună de rucola. Un mango. Așa. Un avocado. Așa. Avem și dulce, ăla, acășor, avem și un pic de grăsime din avocado. Da. Care e grăsime bună, nu-i de aia. Bună, o mână de sâmburi de nucă. Și ulei și... Ulei de măsline. Ulei de măsline, un pic de lămâie. Așa. Și un pic de parmezan ras. E minunată. Minunată. Așa. Eu am mâncat dar cu pere. În loc de mango. Aha. Foarte pere, bună și cu pere, da. Și un pic dar de spanac. Și măr, dacă pui ce, dacă și un strop de măr. Da, deci e minunată, e răcoroasă, e ușoară, are de toate. O să-mi notez și săptămâna viitoare o să gătim aici. Da, să vedem cum ne iese. Restul vacanței? Restul vacanței de luni încep activitatea la școală. Oh, gata vacanța? Și da.
Și, păi, eu fiind cu evenimentul din familie pe 25 iunie, felicitul eveniment, având și nepot în evaluare națională, n-am putut să particip la evaluarea națională și atunci mi-am luat concediu ceva mai devreme. La noi e 25 de zile de concediu la director. Deci nu 3 luni, cum se spune. Ce să facem? Cineva trebuie să jertfească. Și de luni încep activitatea, încerc să fac analize de rezultate, de ce a fost. Dar vreau să spun că a fost un an bun pentru școala Avram Iancu. Ne-am clasat pe locul 3 la nivel de județ ca rezultate la evaluarea națională. La nivel de județ. E foarte bine. Mai ales sunt multe colegi, până la sunt multe care rezultate bune și spun că am reușit să creștem. Bine, școala voastră este o școală așa cu tradiție, în bună cotație. Avem aproape 50% dintre elevii de clasa 8-a intrați la Colegiul Național Horea Cloșca și Crișan. Da. Din 56, 27. Ce e? Aproape 50%. Da. Cât avem ești? La economic 10 elevi, avem la liceele bune din oraș, la seminarul teologic. La militar? Și la militar avem un copil. Vezi că povesteam asta. La militar au luat 100% bacaloriatul, cei care s-au înscris. La militar. Anul trecut am avut 2, anul acesta avem unul singur. Deci avem copii foarte buni. Despre asta o să vorbim după ce începe școala, despre disciplină, rigurozitate, responsabilitate în învățământ, că acum e ușor vacanță. Cât ești de grăbită? Cât sunt de grăbită astăzi, acum? Astăzi, acum aici. Mai pot și de ce? Pentru pic. Că l-am invitat și pe Daniel Avram în emisiunea noastră și Daniel o să povestim despre lucruri pe care noi le știm, o muzică pe care noi o știm. Daniel o să ne convingă probabil că este încă foarte actuală muzica folk. El are o clasă, predă, face, promovează, dar o să-și ne și cânte. Are una, două înregistrări dintr-un festival de curând, sau mă rog, dintr-un festival la care el a participat. O să ne spune el despre ce e vorba. Și până ce intră Daniel, vreau să întreb dacă avem animăluțele. Avem animăluțele. Am crezut că pokemoni. Nu, vai, mor de pokemoni. Să-mi spui și mie ce... Am crezut că aici e cu pokemoni. Nu, este un pasionat, tu ești profesor de biologie, un pasionat de lumea animalelor. Andrei Hancheș îl cheamă și el face filmulețe mici despre fel de fel de bazaconii din lumea, sau curiozități, hai să nu zic bazaconii. Dar e foarte bine că l-aduci pe Daniel Avram cu muzica. Ce-i acolo? E muzica tinereții noastre. Da. Și trebuie să o descopere și copiii aceștia din ziua de astăzi, care au alte înclinații și telefonul orientări acesta și Pokémon. Hai să vedem Pokémonii lui Andrei și după aia o să vină în platou și Daniel și ne continuăm emisiunea. A făcut păsările să fie maieștri ai aerului, iar inevitabil acestea au cucerit fiecare habitat lor. Bună ziua! Numele meu este Andrei. Bine ați revenit la Natura sub lupă. Astăzi vom vorbi despre o creatură tropicală, gorila de munte. Timp de mii de ani, junglele central-africane au fost casa celei mai mari primate din lume, gorila de munte. Astăzi, aceste magnifice primate mai pot fi întâlnite doar la granița dintre Republica Democrată Congo, Ruanda și Uganda, în munții Virunga. Gorila de munte este o specie reprezentativă pentru acești munți vulcanici. Primele gorile sălbatice au fost descoperite de către exploratorii albi în secolul XIX, iar imediat după descoperirea lor, gorilelor li s-a atribuit reputația de brute. Paul Dushayu, antropologul și naturalistul francez care a făcut primele explorări în Africa ecuatorială, relatează în cartea sa Explorări și aventuri în Africa ecuatorială
întâlnirea sa cu magnificul rege al junglelor africane, care îl compară cu o creatură de vis teribilă, jumătate om, jumătate bestie. Gorila de munte, specie distinctă de gorilă estică, a fost descoperită abia în 1902 de către exploratorul și ofițerul Robert von Beringe, care a împușcat două exemplare în munții Virunga. Astăzi, gorila de munte, gorila Beringei, poartă numele acestui mare explorator. Gorilele, împușcate și aduse în Europa în secolul XIX, au fost tratate ca niște curiozități. Mult mai târziu, acestea au fost studiate și înțelese pendelete. Populația gorilelor de munte a scăzut dramatic, iar deși astăzi sunt aproximativ 1000 de exemplare, specia este într-un pericol eminent. Pentru că dacă o singură boală intră în rândul populației, aceasta poate să fie decimată. Iar pentru acest motiv, gorilele sunt viguros studiate și cercetate. Munții Virunga au fost declarați rezervație naturală în anul 1925. Prima rezervație din Africa a fost declarată parc național, specific pentru protejarea acestor magnifice primate, care trăiesc la 2000 de metri altitudine în pădurile ploioase și umede. Gorilele sunt vegetariene. Își petrec o mare parte din timp pe sol, consumând cantități enorme de hrană. O primată de talia unei gorile, având nevoie de cel puțin 30 de kilograme de hrană pe zi. Ca toate speciile de primată, gorila este un animal social, care trăiește în familii de până la 20 de membri. Fiecare familie sau fiecare grup este condus de către o spinare argintie, masculul dominant, liderul grupului. Scopul său este de a oferi protecție familiei în ciuda pericolelor care sunt foarte eminente. Leoparzi care dau târcoale și alți masculi de gorilă. Gorilele sunt foarte faimoase pentru modul în care își delimitează teritoriile. Spinările argintii își lovesc cu putere pieptul și sunetul este auzit pe o distanță de un kilometru prin jungla deasă. Acest semnal de tobă, putem să-i spunem așa, are rolul de a ține grupurile rivale de gorile la distanță. Gorilele de munte au trecut prin multe probleme, războaie civile, genocide și multe altele. Branconajul și defrișările pădurilor africane sunt încă un factor de real risc. Protecția lor este definită de fonduri, de studii, dar mai presus de toate, de transparență politică internațională. Termenul de ecoturism a apărut în lume datorită acestor magnifice primate africane. Iar pentru mulți, aceste animale reprezentative sunt o comoară care trebuie să fie protejate cu orice scop. Au făcut păsările să fie maieștri ai aerului, iar inevitabil acestea au cucerit fiecare habitat cunoscut. Mulțumim, Andrei. Interesant, spunea și doamna profesoară de biologie, chiar se vede pasiunea pe chipul lui Andrei pentru ceea ce face. Încă bună dimineața, 10 minute până la prânz, îi spunem bună dimineața lui Daniel Avram. Bună dimineața la toată lumea. Cunoscut nu doar în Alba Iulia, cunoscut peste tot, acolo unde se cântă muzică folk, cunoscut, foarte cunoscut în lumea folkiștilor. Muzica folk, Daniel, astăzi, în primul rând, mulțumesc că ai venit. Ai o zi încărcată, dar ai venit astăzi. Sunt o mulțime de curente, de muzici, de nici nu știu cum să le spun, când fac parte, adică
folcul. Folcul pe care noi l-am prins din anii 70, cam atunci, nu? Da, da. Cam da. Atunci. Ce mai este astăzi? Pentru că totul evoluează, totul se schimbă, totul schimbă înfățișarea, conținutul. Mai este folcul lui 2016, ce era folcul anilor, începutul anilor 70? Să știi că niciun gen muzical nu păstrează aceeași linie de la naștere până în zilele noastre. Nici muzica clasică n-a păstrat aceeași linie datorită faptului că am avut romantism, clasicism, nu le în ordine. Deci și folcul suferă o transformare, dar eu zic că e o transformare în bine. De la anii 70, după monștrii sacri ai folcului românesc, au apărut alții odată cu Cenacul Flacăra. După Cenacul Flacăra a fost o perioadă de stagnare, să zic eu, în care folcul n-a mai apărut pe televiziuni, pe radiouri, n-a mai apărut în viața publică, în spectacole. Dar după anii 99, cam așa, după ce Tatiana Stepa, fie iertată, a început să facă la OTV emisiunea Un cântec în noapte, deja au început să revină la suprafață. Datorită acestui fapt s-au făcut și foarte multe și sunt foarte, foarte multe festivaluri folk în țară. La Blaj este unul, la Alba Iulia este unul important. Unul, poate, dintre cele mai importante, festivalul folk Ziua de Mâine, da. Da, sunt la Cluj, cel puțin la noi în Ardeal sunt foarte, foarte multe. În apropiere, Cluj, Mediaș. Păi cred că în Ardeal sunt cele mai multe, în celelalte regiuni, nu știu. N-aș zice că sunt cele mai multe, eu zic că sunt răspândite uniform în toată țara. Daniel, acum pasiunea ta pentru folk este cunoscută, timpul emisiunii încă este prea scurt ca să... Așa. Dar o să te vedem, o să te ascultăm când spre final. Tu cauți să împărtășești, Elena, poți să intervii când dorești, pentru că suntem din aceeași generație, noi doi, mă rog, eu ceva mai înaintea ta, dar am prins muzica folk, clasicii muzicii folk, care erau Mircea Vintilă, Mircea Baniciu, Mircea Bodolan, fratele Mihaele Mihai, cum îl cheamă, Valeriu Sterian, cine mai era, erau. Mircea Baniciu. Am zis Mircea Baniciu. Am zis, al doilea. Și tu ai Bodolan. Valeriu Sterian, ai spus tu Valeriu Sterian, de la noi era, este Vali Șerban, Vali Șerban, dragul de el. Bun, și atâția, și atâția. Deci noi am prins generația de aur, să spunem. Clasicii. Și încă mai avem din generația de aur. Sunt. Chiar și Ștefan Hrușcă în ultima parte a cenacului a fost folchist. Da. Ștefan Hrușcă, da. Mai este colindătorist. Da, acum da. S-a pe colindă. Acum să lăsăm, că e plină vară. Nu. Deci pasiunea ta pentru... Îți spun eu de ce să lăsăm. Da. Dar înțelegi tu, că ai cum să nu înțelegi. Și spun eu ce știu, dar nu pot să spun din păcate public, pentru că, în sfârșit, ai și o școală de folk. O școală de folk. Îi spunem, o școală de folk. Adică te preocupă să duci mai departe, să descoperi talente, să promovezi, da, să eu sunt profesor inițiezi. La Palatul Copiilor și într-adevăr așa îi spune la grup, îi spune școala de folk. N-am știut, dar... Exact, școala de folk îi spune grupul școala de folk și îți explici ce înseamnă școala de folk. Înseamnă acei elevi sau copii sau cum vrei să le spui, care cântă. Îi vedem pe televizor, pe monitor. Putem să, da, îi vedem acum pe monitor, la 1 decembrie, da. Deci ei sunt școala de folk sau cel puțin o parte, pentru că acum la orice eveniment îți dai seama că sunt unii care au probleme, merg cu părinții, au alte probleme. Pe primul rând punem școala și pe urmă plăcerea de a cânta. Deci spuneam că ei sunt copiii care îndrăgesc stilul ăsta muzical sau au învățat să-l îndrăgească, îndrăgesc chitara și repetă, cântă și pot să-i scot pe scenă. Deci sunt într-un cuvânt, așa, într-o frază scurtă. Aici ești la Sala Unirii. La Sala Unirii, exact. De 1 decembrie, în fiecare an avem o manifestare cu Palatul Copiilor, Ambasadorii Unirii se numește, și noi deschidem festivalul. Știi ce-i de mirare, Daniel? Pe vremea noastră,
nu era copil, tânăr, să nu-și dorească să aibă o chitară, sigur că era mai greu atunci. Și toată lumea și fiecare se dorea în cenaclul ăla și fiecare asculta și ascultam joia, erau cenaclurile transmise. Joia și vinerea. Deci astăzi când atât de mult a evoluat lumea într-un timp relativ scurt, este de mirare că atât de mulți copii sunt cu chitară rece și cântă muzică așezată pe versuri, care sunt versuri și care exprimă ceva. Nu, mamă, sunt beată, nu te mira că și tu ai fost turtă sau cum este celebrul șlagăr al celebrei artiste. Da. Știi ce se întâmplă? Fiecare gen muzical, cel puțin la ora actuală, are publicul lui și aș zice că pe fiecare gen muzical este un public de nișă. Uh-huh. Adică are oamenii lui. Sunt unii care ascultă folk, începând din frage de pruncie, rămân la genul ăsta muzical. Sunt unii care ascultă muzica nouă, unii muzica veche, unii rock, alții... Și mai și... Alții mai rău, manele. Da. Deci fiecare public. Acum, copiii, într-adevăr, sunt tentați să cânte. Ușurința de a lua o chitară cu tine la munte sau în vacanță sau de a pune mâna pe chitară este destul de mare. Sunt tentați, foarte mulți renunță. Deci eu am foarte mulți elevi care vin să cânte, dar puțin cei care urcă pe scenă. Aici în înregistrare ați văzut undeva la 28 de copii care adică au cântat la pur și simplu de pasiune, de drag, nu neapărat de exact. Acum, carieră, unii, pentru carieră. Probabil au o pornire, vor, băi, aș învăța la chitară, dar ca în pedagogie, și doamna profesor Ignat știe că în pedagogie sunt cele trei elemente de bază. Ce vrea copilul, ce poate și de ce este nevoie. Uh-huh. Acum, nevoie este întotdeauna în muzică, dar se pun primele două. Ce vrea și pe urmă ce poate. Da, la da. Ce poate, acolo discutăm dacă copilul evoluează sau renunță. Sau poate și să nu uităm aici de rolul părinților. Da, ei într-adevăr. Au un rol foarte important în a-i canaliza pe copii într-o anumită direcție. Pentru timpul liber, pentru petrecerea timpului liber, pentru a cultiva un talent. Ei nu știu întotdeauna dacă l-au sau nu. Vin spre dumneavoastră și dumneavoastră le spuneți dacă merită să continue sau la ce nivel continuă și unde va ajunge, știți că... Copiii tăi au cântat folk? Nu, n-au cântat folk. Vreau să spun, uite-te pe imagine, este foarte frumoasă, nu asta, cea cu doamna Elena Ignat, iar florile le-am adus special ca să se asorteze cu vestimentația ta. Uite-te pe monitor, nu acum, atunci. Apropo de părinți, aș spune că 100% din părinții care aduc copii pentru muzică folk îi susțin, dar problema e că susținerea apare din partea părinților și poate copiii nu-și doresc chestia asta și atunci unii renunță, mai poartă asta, Daniel? Mă bucură. Să mai poartă chestia asta, adică părintele neapărat vrea să facă pian sau balet sau nu știu, deși copilul chiar nu vrea să facă balet. Da, dar e bine că încearcă. Sunt mulți părinți care... E bine că încearcă și poate chinuie copilul. Acum dau și eu cu 0,800. Nu, e bine că încearcă și poate nu chinuie copilul. Poate copilul nu-și dă seama și prinde drag de instrument. Da. Adică nu poți să-i pretinzi la un copil de clasa a doua. De exemplu, eu de la clasa a doua preiau copii. Mm-hmm. Nu poți să-i pretinzi la un copil de clasa a doua să știe de la bun început, eu vreau să devin mare chitarist. Interesantă ideea. Hai mă, du-te mă că poate o să cânți, o să ajungi mare, o să cânți în spectacole. Lui se pare interesantă ideea, vine la Palatul Copiilor să facă ceva, nu neapărat la muzică, zic și la alte cercuri. Palatul Copiilor, pentru că tu lucrezi acolo, ce mai este astăzi? Ce este o instituție care este ține instituție de cine? Este o instituție care ține de Ministerul Învățământului, prin Inspectoratul Școlar, o instituție care deocamdată, mulțumim lui Dumnezeu că se fac cursuri gratuite, avem undeva la 15 catedre, sper să nu mă înșel, cel puțin pe Alba Iulia. Practic înseamnă petrecerea timpului liber pentru copii, spre o anumită, adică timpul liber anumită pasiune a copilului. Deci tu ai folk, ce clase mai sunt?
Eu am numai folc. Nu, zic, ce clase mai sunt? Da, eu am acolo și construcții modele. Da? Da, machete de căsuțe fac cu copii. Ce faci folc în timp ce faceți machete? Nu, separat. De-aia de multe ori mă prezint inginer de muzică folk, știi? Mai sunt cercuri de limbi străine, ca să nu le spun pe toate, engleză, franceză, teatru, electronică, și carturi. Vin pentru că e un mod plăcut de a-și petrece timpul. În al doilea rând, nu se face materia care se face în școală. Adică se face altfel decât, deci copilul nu are... Ce bine că se face altfel, măcar la Palatul Copiilor. Da, adică dacă vine la un curs de engleză, face altceva decât lecțiile de la școală de engleză. Lecțiile fiind un sprijin. Pe mine mă amuză, Elena, că există în învățământ, o zi sau o săptămână, școala altfel. Da. Și vorbeam cu profesori de-ai noștri de la Vlașe. Dom'le, dar de ce să o fac? Faceți-o cum trebuie. Faceți-o cum trebuie, în primul rând. Și după aia, sigur că altfel ăsta înseamnă altceva. Știi, dar asta ce fac școala altfel. Faceți-o cum trebuie. Cum era... Școala și pe vremea ar trebui să fie, altfel, da? Toată școala, da. De la 15 septembrie până care la 15, 17 iunie, acum se începe în 12. Dar nu s-a aprobat structura anului școlar. Dar nu că se înceapă cu o săptămână mai repede ca să acomodeze elevii cu clasa, era cu manualele. Era 12 să începem și până în 15, că 15 adică, totuși să rămână ziua tradițională de începere a anului școlar. Ziua... Sunt 3 zile de acomodare cu școala. Adică să ce? Să ne povestim cum ne-am petrecut vacanța. A fost foarte stresată și Daniel de asemenea, când eram noi elevi și eu eram super stresat când mă duceam în 15 la școală și nu mă acomodam. Da. Ce prostii sunt astea? Nu, serios, ce tâmpenii sunt astea? Găselnițe. De ce? Așa, și ca să folosesc? Spunem că am făcut ceva școala altfel. Da, și că am schimbat ceva, fiecare nostru. Ne-am pus amprenta pe ceva. Că tot a fost domnul Adrian Curaj, ministru, care a plecat. Ce schimbare, a avut curajul să ce plece? Schimbare profundă a produs să ne afișăm pe site-ul școlii bugetul și cheltuirea lui. Adică îmi dai 2 lei și vrei să știi cum îi cheltuiesc. Păi evident că îi cheltuiești. Dăm sumă consistentă și o să vezi că îi cheltuiesc pe ce trebuie. Dar mi s-a părut așa, exact ce îi lipsea, ce n-avea sistemul de învățământ. Sigur. Afișarea pe site, transparența cheltuirii banilor. 2 lei. Apropo de școala altfel, la noi cel puțin e o idee foarte bună săptămâna asta, școala altfel. Pentru că eu vorbesc de mine cel puțin. Uite, anul trecut am făcut și anii trecuți făceam curs de inginerie de sunet cu elevii mei în școala altfel. O grămadă dintre ei s-au lovit de problema reglajelor de sunet când merg să cânte undeva. Și un elev pe care, sigur, știi, Laura Todică, câștigătoarea trofeului ziua de mâine, m-a sunat, zice, vai ce bine că am făcut cu dumneavoastră. A mers undeva, a avut o cântare undeva ca folchistă, i-a terminat mai de mult. Cineva trebuia să-i regleze chitară, voce. Nimeni nu era care să-i regleze. Eu spus, acolo e stația, acolo e microfonul, te rog frumos, reglează-te, că altfel n-ai cum să cânți. Și a prins foarte bine. În anul ăsta, de exemplu, vreau să repet experiența de anul ăsta din școală altfel. Am făcut împreună cu fiul meu, care e profesor la liceu de artă, de pian. Nu pot să cred. Nu pot să crezi. Când a fi crescut, frate, în halul ăsta? Împreună avem 22 de chitări. Să vorbești cu el, să vină la mine la emisiune. Okay. Unde-i? Săptămâna viitoare, voi să-l văz. Okay. Îți dai seama de... Îți dai că îmi spune că e fiul profesor la liceu de arte. Și eu știam... Păi mai știai tu și alți copii așa, pe la școală, de mână cu mama. Da. Și acum vorbim despre căsătorii și familii. Am făcut ce bine că trece el. Timpul numai la alții și la noi nu trece. Noi rămânem mereu aceiași. Împreună cu el o expoziție itinerantă, demonstrativă de chitare. Foarte, foarte interesantă, cu un impact extraordinar. Au venit inclusiv copii din țară, pentru că am pus un afiș în drum. Expoziție de chitare, demonstrativă, itinerantă, i-am spus de ce, pentru că am făcut-o 3 zile la sediul Palatului Copiilor și 2 zile la Biblioteca Județeană. Pot să zic că a fost vizitată de minim 500-600 de copii. Și foarte interesantă. Demonstrativă, pentru că le-am arătat copiilor ce înseamnă o chitară. Acolo erau chitări pentru
majoritatea, 90% din genurile muzicale. Chitări pentru blues, pentru muzică ușoară, pentru rock, pentru folk, clasic. A fost extraordinar de încântați, au fost încântați cei care au venit. Nu-ți pot spune și vreau să repet la anul experiența asta. O să te rog, în emisiune viitoare, vara e lungă încă, deși azi dimineața era o ceață, voi ați văzut, era o ceață, parcă era octombrie, m-am și speriat, m-am bucat în mașină. Pe vara asta să mai aduci copii de-ai tăi talentați care poate să fie, să însemneze ceva. Acum, cei care te cunosc, te cunosc, cei care nu te cunosc, dar nu știu cât sunt cei care nu te cunosc, cel puțin în într-o zonă destul de extinsă a Albei Iulia și împrejurimilor, o să te vad acum într-un cu o piesă. O piesă, mi-ai spus tu ceva interesant despre ea. Da, e o piesă inspirată din folclor, sau n-aș zice inspirată, chiar folclorică, și cântată folk, cântată în stil folk, foarte multe piese din zona muzicii populare românești sau folclorului românesc sunt cântate în stil folk. Și că piesa asta, de fapt, stă la bază. Piesa asta este o piesă din zona Sădmarului, Cucuruz cu frunza în sus se numește. A scos-o la lumină Emilian Onciu, fie iertat. Mie mi-a plăcut extraordinar de mult și am început să o cânt de vreo 2 ani de zile. De câte ori am cântat-o, a avut un succes extraordinar și da, piesa asta stă la baza imnului statului Israel. Israel. E o chestie recunoscută. Tatăl compozitorului Raul Șorban a fost compozitorul imnului și de inspirație folclorică românească. Da. Dacă cât se vrei, plecați din România, sunt exact, acolo. Exact. Da. Deci în România zici că ești în Israel, e imposibil. Da. Până la urmă este o piesă românească și piesa foarte, foarte, foarte frumoasă. Încheiem emisiunea de astăzi cu această piesă foarte, foarte, foarte frumoasă. Așa, pe care o să vă cânte. Daniel înregistrează dintr-un festival de folk. Mulțumesc, Elena. Mulțumesc tuturor. Ne mai vedem. Ne mai vedem. Mulțumim tuturor celor care astăzi au fost oaspeți în emisiunea noastră. Mulțumesc colegilor și din studio și colegilor din regie, fără de care evident că această emisiune nu ar putea să se realizeze. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ne-ați primit în casele noastre prin intermediul postului de televiziune Alba Carolina. Ne luăm la revedere așadar, vă spun ceea ce vă spun întotdeauna atunci când ne luăm la revedere, dacă puteți să faceți un bine cât de mic, faceți-l. Veți fi mai buni astfel, iar lumea în care trăim fără îndoială și ea va fi mai bună, să fiți sănătoși și noastră și noi să ne vedem multe, multe sâmbete de acum înainte. Daniela Avram încheie emisiunea. Tu yo ki puedo.
sub